Bine v-am găsit, dragi telespectatori, vă spunem la emisiunea Calea Adevărului și Viața din studioul Alfa Omega TV. Această emisiune este o emisiune în direct, cum v-am anunțat deja pe parcursul acestei seri și în zilele precedente, și îi are ca invitați pentru următoarele două ore pe doi prieteni ai studioului nostru, fratele Iuliu Centea de la Oradea. Bine a venit, fratele, spunem din nou, pentru cei care nu ne-au urmărit de la începutul serii. Și pentru prima dată în studio Alfa Omega la o emisiune live, fratele Cornel Bistrean, care conduce Școala Biblică Hristos pentru România în Cluj-Napoca. Bine a venit, frate Cornel. Mulțumesc. Mulțumesc. Emisiunea aceasta este în direct și vă spun de la început și o să repet parcursul emisiunii. Ne puteți transmite întrebări, comentarii, la acest subiect, Identitatea în Hristos, pentru că aceasta este tema emisiunii, pe telefoane pe care le aveți afișate pe ecran din când în când sau pe adresa de e-mail. Avem chiar două adrese de e-mail, rugaciunea@alfaomega.tv sau info@alfaomega.tv. Primim aceste e-mail chiar și pe Facebook, cei care ne urmăriți sau prin site. Mesajele vor veni la noi și în partea a doua emisiunii poate vom răspunde la câteva și ne vom ruga pentru ele. Despre Identitatea în Hristos. Ne-a venit acest gând pentru că vorbeam și colegii noștri, chiar și revista Alfa Omega TV magazin pe care avem, poartă un titlu generic, Identitate în Hristos, pe lunile martie-aprilie. Simțim că este o preocupare în trupul lui Hristos. Mă întreba cineva cum simțim noi ca Alfa Omega nevoia în trupul lui Hristos și ziceam pe două dimensiuni, o preocupare tot mai mare pentru lucrare și învățătură în zona de eliberare și vindecare interioară și o preocupare pentru credincioși de a-și afla și de a intra, de a-și afla identitatea Hristos și a intra în autoritatea care vine de aici. Deci preocupări majore în trupul lui Hristos și încercăm să răspundem câte ceva în această seară. În 1 decembrie am avut o emisiune care a început practic acest subiect despre identitate în Hristos, dar am ajuns doar la un punct să discutăm puțin despre nașterea din nou și timpul n-a îngăduit să mergem mai departe. Am simțit că în acest an 2013 să dezbatem mai mult acest subiect. Eventual, frate Iuliu, să fixăm datele problemei. De ce? Ce înseamnă identitate în Hristos? Înseamnă apartenență la o religie, la, știu, o credință, un nivel de credință anume. Să definim câțiva termeni legate de identitate în Hristos pentru a putea să mergem mai departe. Există preocupare spre identitatea New Age de a sublinea foarte mult identitatea. Și nu doar în New Age, și în alte mișcări care tocmai vor să își construiască puterea pe identitate. Numai că identitățile pot fi identități false. E atât de important identitatea. De ce se încearcă furtul de identitate? Cine este hotul cel mai mare al furtului de identitate? Diavolul este cel mai mare host de identitate. Vrea să ne furie identitatea. Și bătălia cea mare se dă pe identitatea originii noastre. Păi, unde? Dacă s-a ajuns în anumite școli, universități, să fii persecutat dacă spui eu cred că sunt creat de Dumnezeu. Și este o aversiune interesant că democrația ține până când spui chestia asta. Poate să fie democrație. Unul iubește animal, nicio problemă, altul alte animale. Numai să nu spui, să nu-ți afirmi identitatea originii tale. Aici se dă marea lovitură. Dacă cineva îți fură originea, îți fură prezentul și viitorul. Să vedem ce zice Scriptura despre identitatea originii noastre și noi trebuie să sublinem. De aici începe logic, bătălia noastră. În cartea Geneza, spune așa în capitolul 1, versetul 26 și 27. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate trăitoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femească i-a făcut. Deci, originalul meu este în cer. Eu sunt făcut după un original care este în cer. Eu sunt o copie a unui original ceresc. Diavolul vrea să-mi fure. Și atunci mă umilește. Da, eventual ceva extraterestru cu șapte capete sau ori o combinație chimică, haos. Dacă eu accept această identitate a mea haotică, sau dacă accept această identitate a mea de anumite civilizații evoluate, realmente sunt ușor de manipulat. Nu am scop în viață.
decât un scop efemer. O să ajungă și anumiți filozofi, ca și Sartre și alții, pentru care viața era un nonsens. Aici se dă mare bătălie. Și de aceea este ură în mediile academice contra creaționismului. Contra identității noastre că suntem creați de Dumnezeu. Deci ești minimalizat, ești ridiculizat dacă afirmi această identitate. Noi trebuie să subliniem. Suntem făcuți de Dumnezeu. Avem identitatea noastră. O identitate originii noastră este în Dumnezeu Sfânta Treime. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Vă spun să facem om după chipul nostru. Și dacă eu am originalul în cer, eu vreau să merg după originalul meu. Vreau să fiu cum este originalul meu. De aceea spune în Scriptură, fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru cel ce este desăvârșit. Eu deja am un reper, nu undeva în găura neagră în cosmos. Și nici într-o ideologie, mișcarea Sendero Luminoso. Nu? De aceea terorismul capătă sens pentru unii, pentru că ei au alt reper. Diavolul e un mare hoț. În numele lui Iisus ne împotrivim acestui hoț care vrea să ne fure identitatea originii noastre. Și dacă ai căzut pradă și da, voi fi din maimuță sau din praf stelar, tu ești un om cu identitatea originală în Dumnezeu. Originalul nostru este acolo. De ce iubim cerul? Interesant, ca și dascăl, frate Iuliu, interesant că a început această discuție despre identitate, mă așteptam așa la niște considerente de finețe teologică și m-a adus discuția la geneza, la creaționism, evoluționism. Pentru că asta se fură. Identitatea originală se fură. Aici este în satira cea mai mare. Dacă spui că ești creaționist, stră de tine. Da, host de identitate. Mulți dezbaterea asta, creaționism, evoluționism, o aduc în zona știință, religie. Când colo văd că... Problema de identitate. Ați început discuția la... Așa e, frate Cornel. E o problemă de religie, evoluționism, creaționism, origine, nu o problemă de identitate. Cum vezi acest lucru? Cred că fratele lui a spus foarte bine. Deci, diavolul vrea să ne aducă confuzie. Odată ce nu-ți cunoști rădăcinile, ești confuz. Adică nu știi de unde vii, nu știi unde te duci. Trăiești fără scop, fără un simț al destinului și, evident, când vezi că vii de undeva, știi că te îndrepți undeva, știi că Dumnezeu și tot ce spune Dumnezeu despre tine este adevărat și ai un alt orizont, altă vedere asupra lucrurilor. Dar dacă nu crezi că tu vii din Dumnezeu și că ești născut din El, nu o să mai crezi nici celelalte lucruri care Dumnezeu ți le spune. Nu o să crezi că Dumnezeu e bun, nu o să crezi că Dumnezeu are un plan bun pentru viața ta, că El răsplătește pe cei ce trăiesc după voia Lui, că există o răsplată și... Da, foarte bine, cred că începutul e bun. Da. Okay, mă pregăteam să mă întreb puțin mai târziu despre acest lucru, despre natura sacră divină a ființei umane, care ar trebui să fie într-adevăr lucru. Și am și un verset, în 2 Petru 1 cu 4 am găsit ceva foarte simplu, că suntem părtași ai firii dumnezeiești. Sau în 1 Ioan 4 cu 17 mi-am extras eu un alt verset, cum este el, așa suntem și noi în lumea aceasta. Am văzut pe mine, am văzut pe Tatăl. Deci lucruri care țin de identitatea... Am o întrebare. O răspund, dacă vreau știu. Să te întreb. De ce crezi că diavolul vrea să ne furie identitatea originii noastre? Care e motivul? De ce e atât de mare bătălia? De ce e atât de mare ironia? De ce? Că oamenii, interesant, nu te ironizează dacă vrei să trăiești o viață sfântă, cât de mult te ironizează dacă tu crezi identitatea originii în Dumnezeu. De ce? De ce vor să ne scufunde să avem identitate dintr-o gorilă? Da, e o întrebare interesantă. Cel puțin în mediile evanghelice, răspund pe jumătate la această întrebare, mediile evanghelice este o preocupare nu atât pentru identitatea în Hristos, ci este o preocupare pentru a aduce un credincios, un tânăr, o anumită persoană la înțelegerea crucii a jertfei și a dirija acea persoană către mântuire explicându-i se jertfa de pe cruce. Preocuparea pentru identitate, pentru origine, pentru tactica diavolului de a fura identitatea nu există sau există într-o măsură foarte mică, cel puțin în mediile evanghelice. De ce? Păi poate aveți voi așa ca dascăl o explicație. Eu sunt inginer, frate Iuliu. În fond, o să avem o zonă, vorbim despre avantajele. Vine valoarea noastră. Valoarea noastră depinde de originea noastră. Dacă m-a creat Dumnezeu, dacă Dumnezeu m-a făcut coroana creațiunii Lui, eu sunt cel mai important, sunt cea mai importantă creație din univers. Dacă sunt cea mai importantă creație din univers, pentru că asta înseamnă coroana creațiunii. Înseamnă că nu trebuie să mă tem de nicio altă civilizație care ar exista, nu trebuie să aștept, că deja Europa bântuită de oameni care așteaptă civilizații extraterestre, japonezii au instituții care se ocupă cu apariția extraterestrilor, au incredibilă, zeci de milioane sunt puse deoparte pentru cercetări.
Eu nu zic că există sau nu există. Știu că omul este coroana creațiunii. Din moment ce eu sunt coroana creațiunii lui Dumnezeu, eu am o demnitate care derivă din asta. Dacă am o demnitate, nu pot fi subjugat și manipulat. E temelia moralei. Dacă m-a creat Dumnezeu, El are dreptul să-mi fixeze cum să trăiesc. Identitatea originii duce și la acceptarea autorității. Diavolul lovește în identitatea originii să nu mă supun la autoritate. Pentru că el este răzvrătit. Este tactica răzvrătitului. Nu mă interesează originea. Adopt o religie din asta conformistă, 7-8 reguli, să fiu un om bun și atât. Dar demnitatea dispare, bucuria de a trăi dispare. Nu știu cine sunt. Din moment ce eu accept ce zice Scriptura, sunt coroana creațiunii lui Dumnezeu. Deci nu sunt o creatură și atât. Nu sunt o experiență genetică a lui Dumnezeu. Sunt climaxul, sunt culmea, sunt coroana. Sunt cea mai înaltă creație a lui Dumnezeu. Omul. Asta înseamnă. Și atunci, altcumva discutăm, altcumva mă raportez la Dumnezeu. M-ai creat? Coroana creațiunii? Înseamnă că eu trebuie să te iubesc. Înseamnă că eu trebuie să ajung la ce ai intenționat tu. Deci, altcumva discutăm. Nu discutăm în doar un simplu puritanism, cruce și atât. Crucea rămâne miezul. Dar Hristosul, care a murit pe cruce, a crezut în originea din Dumnezeu. Da, ar fi fost potrivit ca o concluzie la discuția noastră, dar e bine că am pus câteva lucruri pe masă acum la început. Avem câteva voxuri, câteva opinii despre identitate, o paletă destul de largă, ca să vedeți, chiar credincioși cu maturi în Hristos au perspective nuanțate în ceea ce privește identitatea în Hristos. Ce crezi tu că este identitatea în Hristos? Identitatea în Hristos este modul în care noi ar trebui să ne privim prin ochii Lui și să știm exact lucrurile prin care trebuie să trăim. Identitatea în Hristos este ceea ce declară Hristos și Dumnezeu despre mine. Odată ce m-am întors la El și L-am acceptat ca Domn și Dumnezeu și Mântuitor în viața mea, El are anumite declarații în cuvântul Lui și spune clar, sunt frate, sunt copil de Dumnezeu, sunt născut din nou, sunt moștenitor împreună cu El și sunt multe versete care sunt parte din vița, deci blăstar în vița de vie, în vie. Ceea ce cred eu că este identitatea în Hristos este atunci când noi lăsăm pe El să crească în noi. Noi creștem, deci creștem și El crește mai mult în noi. Identitatea în Hristos e ceea ce ești. Identitatea ta. E ca și în lumea reală, ai buletinul și știi că este identitatea ta, cine ești tu, unde te-ai născut, unde ai crescut. Arată de fapt ceea ce ești tu, cine ești tu ca om. Cred că ar putea fi asemănată cu o haină pe care o primești după momentul întâlnirii personale cu Hristos. Cred că este o identitate care ne-a dat Dumnezeu nouă, ca și copii ai Lui atunci când ne-am întors la El. Identitatea în Hristos reprezintă ceea ce este un om. Practic, când ne naștem, nu trebuie să fim după chipul și asemănarea Lui. Și înseamnă ceea ce ești tu, ceea ce reprezinți tu, ceea ce ești tu cu adevărat. Faptul că nu mai aparții de tine și faptul că ești din El și îl reprezinți pe El și trăiești pentru El. Și e foarte important. Dacă nu știm cine suntem, diavolul ne poate dobori foarte ușor. Cred că este fundația creștinului. Fără ea nu știi cine ești și ce scop ai pe pământ. Ai trăi fără destin. De ce este important să-ți cunoști identitatea ca și creștin? Pentru ca să poți să umbli cu adevărat în lucrurile pe care Dumnezeu le pregătește pentru tine și în planurile Lui pentru viața ta. Pentru stabilitate. Pentru ca să știi cine ești și încotro te îndrepți. Dacă nu știi cine ești, nu știi încotro te îndrepți. Ca să știi pentru ce trăiești, pentru cine trăiești, îți schimbă sensul vieții. De exemplu, dacă tu crezi că banii te pot face fericiți, atunci o să te axezi pe asta. Eu, sincer, am învățat că am fost creată pentru Iisus, să fiu o mireasă pentru El. Și atunci asta mă bucură și pentru asta trăiesc. Ca să putem cu adevărat să trăim vieți autentice de creștini, știind cine suntem, putem să știm ce drepturi avem și
care e moștenirea noastră, care sunt lucrurile de care beneficiem și toate celelalte. Părerea mea e că e bine să ne cunoaștem identitatea pentru a nu fi înșelați de diavolul, pentru a nu crede minciunile care ni le spune sau pentru a trăi o viață puternică în Hristos și pentru a-i putea întoarce pe alții la Dumnezeu. Dacă nu ne-am cunoaște, cred că ne-am ratat ținta. Ai trăit fără sens, fără rost, ți-ai irosit viața. Suntem din nou în studio, după ce am urmărit acest box, vă reamintim, emisiunea este în direct, ne puteți suna la telefonul afișat pe ecran, colegile noastre vor prelua și produce în studio întrebările dumneavoastră, cele de rugăciune, comentariile dumneavoastră la această emisiune despre identitate în Hristos. Ați urmărit cu atenție cele câteva opinii, o imagine așa mai largă asupra ceea ce este identitatea în mintea și în gândurile multor credincioși. Ați avut o remarcă specială la cele ce s-au spus acolo, frate Cornel. Ok, da. Cred că toate au fost bune, sau majoritatea au fost, da. Da. E fundația noastră, e sursa vieții noastre, cum spunea și fratele Iulius, a recunoaște de unde venim, cine suntem cu adevărat, care e scopul vieții noastre. Cred că e foarte important să știi cine ești, să știi cine e tatăl tău, la cine dai socoteală. Cred că Dumnezeu e cel la care ne relaționăm și în Isaia 64:8 spune: Dar Doamne, Tu ești Tatăl nostru, noi suntem lutul și tolarul care ne-a întocmit, suntem cu toți lucrarea mâinilor Tale. Dumnezeu e mai mult decât un creator, decât cineva care a pus universul în mișcare. Dumnezeu e cel care vrea să fie implicat în viața noastră, într-o relație intimă, să-i aparținem, nevoia de apartenență, nevoia de identitate, de afirmare, de dragoste, de acceptare, e în fiecare om. Și e bine să o găsim la Dumnezeu, să recunoaștem cine e El pentru noi. Și Dumnezeu nu doar a pus lucrurile în mișcare, nu doar a creat universul, nu e doar suveran și mare acolo undeva în spatele tronului, ci Dumnezeu chiar îi aproape, chiar îi implicat, chiar are lucruri bune pentru copiii Lui, chiar îi un tătic, El e Tatăl nostru, noi suntem lutul, El olarul. Și cred că nevoia asta, adică identitatea nu ți-o poți da singur, prin performanță sau prin alte lucruri, ți se dă, ți se oferă. Și vine de la El, vine din nume, începe cu numele. El e Tatăl, noi suntem fii și fiice, copii, bebeluși, ce om fi, suntem din El, suntem ai Lui și vine printr-o identificare. Așa, am așa o întrebare care mi-e pe inimă. Sunt mulți studenți, sunt mulți tineri care vin la școala biblică și mulți sunt credincioși care au nașterea din nou și sunt înfiați prin înțelegerea jertfei de pe cruce. E un moment după aceea când ei își descoperă tot mai mult identitatea? Este un proces? Poate anticipăm niște lucruri care avem. Da. Cum vedeți la tineri? Se vede când cineva își descoperă un scop? E un moment anume sau o chestie progresivă? Da. Cred că e ceva progresiv. În mare parte se descoperă, da, prin apartenență. În primul rând trebuie să aparții, să știi că ești în casă, că ești cetățean, că ești bebeluș, copil, născut din casă, născut în împărăție. Și după aceea cred că un al doilea punct foarte major este intimitatea, identificarea. Devii una, devii părtaș. Iisus spunea: Eu și Tatăl una suntem. Eu nu fac nimic decât ce-L văd pe Tatăl făcând. Spunea: Dacă m-ați văzut pe mine, ați văzut pe Tatăl. Are loc acea contopire, acea cunoaștere intimă și Galateni 4 vorbește foarte mult despre acel moștenitor care e nevârstnic și care nu se deosebește cu nimic de un rob. Și mai jos, în versetele următoare, vorbește despre cunoaștere, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați cunoscut, ați fost cunoscuți de El. Cred că identitatea vine foarte mult în contextul cunoașterii intime și profunde. Tinerii de la școala biblică, cred că îi învățăm în primul rând intimitatea. Înainte ca să facă lucruri pentru Dumnezeu, înainte să știe prea multe lucruri, să aibă mintea prea plină, îi învățăm să se dăruiască, să intre în acea uniune cu Tatăl, să devină una, cum era Iisus, una cu El. Și acolo e Duhul Înfierii, cred eu. Și acolo primesc afirmarea în mod direct și personal cine sunt ei cu adevărat și care e scopul vieții lor. Pentru foarte mulți, ați vorbit de înfiere, înfiere în familia lui Dumnezeu, da, da. Dar pentru foarte mulți, poate apartenența în familia lui Dumnezeu înseamnă un act de botez, un certificat de membru într-o biserică, apartenența la un cult, la înregistrul unei biserici,
Am putea vorbi, aborda problema identității și din această prismă, apartenența la o religie? Din ceea ce am auzit, da, am văzut că există și anumită confuzie privința identității în Hristos. Deci identitatea în Hristos nu este egală cu identitatea religioasă. Identitatea în Hristos nu este egală cu identitatea caritativă. Identitatea în Hristos nu este egală cu ceea ce simt eu. Deci nu este o identitate zidită pe emoții. Identitatea în Hristos este mai mult decât identitatea religioasă. Majoritatea planetei are o identitate religioasă. Și majoritatea este mândră de această identitate religioasă. Identitatea în Hristos e dincolo de identitatea religioasă, care poate fi culturală, poate fi... Noi nu ne naștem cu identitate în Hristos, să fie clar. Cu identitate religioasă ne naștem. Dacă identitate în Hristos, nu ne naștem. Pentru că este o întâlnire cu Hristos. Identitatea cu Hristos o primim în urma unei întâlniri cu Hristos în care se împlinesc cuvintele din Galateni 2:20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și aici intervine crucea. Crucea ne schimbă identitatea. Din oameni care trăiam în păcatele noastre, în firea noastră pământească, cunoscând această origine noastră, că suntem creați de Dumnezeu, originalul nostru este în cer, totuși ne-am născut în păcat, trebuie să rezolvăm problema păcatului. Noi rezolvăm problema aceasta a păcatului. Dintr-o identitate umană sau socială sau religioasă, devenim oameni cu identitate nouă. Cum? Prin credința în Hristosul cel răstignit, o credință din inimă. Pavel spune, eu am fost răstignit cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. De aici începe noua identitate. De la întâlnirea cu Hristosul răstignit. Când Hristosul răstignit devine Domnul vieții tale, nu se poate vorbi de identitate în Hristos doar pe identitatea religioasă. Nu se poate vorbi de identitate în Hristos doar pe baza identității de fapte bune. Trebuie să fie întâlnire cu Hristos. Fără întâlnirea cu cel răstignit, fără unirea cu Hristosul cel răstignit, fără ca El să fie Domnul vieții tale, tu nu ai identitate în Hristos. Ești fără identitate în Hristos. Sau cu identitate falsă. Sau, și continuă în Pavel. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Realmente această identitate se vede cum? Hristos trăiește în tine. Tu ești purtător de Hristos, un Cristofor. Hristos trăiește în mine. Și Pavel continuă. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Completând lucrul acestea în epistola către europenii aceștia foarte controversați, vorbesc de europenii din Corint, 2 Corinteni 5:17, ca să fie clară demarcația. Dacă ai identitate în Hristos, se va vedea în tine, în comportamentul tău. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. O ctitorie nouă. Este ideea asta de ctitorie nouă. Cum ctitorim clădiri, cum o zidire. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Noi putem să verificăm dacă avem identitate sau în Hristos sau nu. Dacă cele vechi nu s-au dus. Eu am doar identitate religioasă. N-am identitate în Hristos. Pentru că identitatea în Hristos înseamnă că eu sunt unit cu El, eu sunt proprietatea lui Hristos, eu nu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Nu înseamnă că eu am murit. Dar faptul că Iisus a intrat în mine, trăiește în mine, se manifestă în mine, iubește în mine, se roagă în mine, asta înseamnă în percepția lui Pavel identitate în Hristos. Expresia cea mai folosită de Pavel ca și cheia teologiei lui este en Hristo, în Hristos. En Hristo, în Hristos înseamnă Hristos în mine și eu în El. Este această dublă sincronizare. De aici începe identitatea. O identitate care trebuie verificată, o identitate care trebuie pipăită. Dacă Hristos nu trăiește în mine, dacă cele vechi nu s-au dus, dacă eu sunt omul păcatului, eu n-am identitate în Hristos, sunt fără identitate. Și a fi fără identitate în Hristos este mai rău decât să intri în spațiul Schengen. Pentru că spațiul Schengen e un spațiu trecător, un spațiu care apare în istorie și dispare în istorie. Dar dacă eu sunt fără Hristos, fără identitate în Hristos, sunt doar cu identitate umană. Un om care apare și moare. Dar dacă am identitate în Hristos, chiar dacă mor, voi trăi veșnic. Mulți oarecum simt că vor să vă pun întrebarea asta. În Oradea este o multi
cultură religioasă, este o multitudine de confesiuni, zona ortodoxă, catolică, protestantă, este reprezentantă bogat. Mulți, până poate la acest câteva minute, au zis, identitatea mea este, eu sunt ortodox, eu sunt baptist, eu sunt penticostal. De aici începe cuvântul identitate. Și cred că le-ați explicat foarte bine că este dincolo de o etichetă religioasă, identitatea de Hristos este altceva și începe de la momentul întâlnirii personale cu Hristos. Dacă am înțeles eu bine. Da. Am încercat să subliniez acest lucru, pentru că mulți care ne dau telefoane. Să luăm pe Nicodim. Nicodim a avut o identitate religioasă, a avut o identitate caritativă, a avut un nume bun. Și totuși nu era născut din nou. Deci îi lipsea această identitate în Hristos, pentru că a fi născut din nou înseamnă să ai identitate în Hristos. Îi lipsea acest lucru. Și Iisus sublinează că nu este suficient ca să intri în cer, nu este suficient să ai doar identitate religioasă. E foarte important, respectăm identitățile religioase. Dar identitatea în Hristos este dincolo de toate identitățile religioase. Identitatea în Hristos este o relație vie cu Dumnezeu. Este o relație vie cu Hristosul cel viu. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și de aici exuberanța, de aici pacea, de aici biruința. Poți să verifici cele vechi s-au dus. Dacă nu s-au dus cele vechi, identitatea ta în Hristos este o pseudo-identitate. Identitate falsă, nu ai. Ai provocat, fratele, destul de mult pe cei care ne ascultă să se gândească foarte bine dacă au identitate nouă sau nu și eventual în două minute să ne și gândim să ne facem o rugăciune împreună cu cei care ar dori să intre în această nouă dimensiune. Eventual până atunci, fratele Iulia a pomenit această zonă din Sfânta Scriptură din 2 Corinteni 5 despre făptura nouă. Nu știu, poate la asta te pregătești să faci un comentariu. No, no. Ok, atunci am altă contribuție. Tot în genul ăsta. Da? Am vrut să întăresc în primul rând. Ce a spus fratele Iulia? Zicea, fratele, în Ioan capitolul 1, versetul 11, a venit la Isai și Isai nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, am putea să adăugăm nici dintr-o ramură religioasă, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și am vrut doar să întărești ce a spus până aici, că e nevoie să fim născuți din Dumnezeu, cum a spus fratele Iuliu, că Nicodim o trebuie să se nască din apă și din Duh. Să aibă o naștere și o apartenență. Da. Asta a naștere din nou și fratele Iuliu se va pregăti să aibă o rugăciune cu cei care ne urmăresc. Dar eventual și versetul acesta pe care mi l-am notat, pentru că se discută mult în zona evanghelică despre a fi o făptură nouă. Da. Ce înseamnă a fi o făptură nouă? Poate mai explicăm puțin. Poate okay. Din momentul întâlnirii cu Hristos, cele vechi s-au dus, ce înseamnă o zidire nouă? Să nuanțăm puțin acest lucru. Ce... Eu am o părere, numai probabil că merge mai bine ce-o zis fratele Iuliu în direcția asta. Pentru credincioși am o părere, dar fratele Iuliu ține subiectul un pic pentru cei care încă nu au apartenență și care trebuie să intre. Da, pentru credincioși, într-adevăr, să înțeleagă ce înseamnă să fie o faptură nouă, dincolo de momentul inițial. Exact, pentru credincioși, eu cred că mântuirea e în trei feluri, trecut, prezent și viitor. Am fost mântuiți de sub pedeapsa păcatului, vinovăția au fost ștearsă, suntem izbăviți și mântuiți de sub puterea păcatului prezent, care e o progresie și cred că aici ne încadrăm cu versetul respectiv și vom fi mântuiți de prezența păcatului, adică vom fi glorificați. Prima e îndreptățire, am fost iertați, am fost curățit, totul a fost pus asupra lui Iisus Hristos, a doua e procesul de sfințire și versetul 17 din 2 Corinteni 5 se încadrează acolo, cele vechi s-au dus sau aș zice că undeva e un proces ăsta. Se duc cu timpul. În Duhul nostru suntem înnoiți, suntem transformați, dar trebuie să aibă acel transfer, să aibă loc acel transfer din Duh în suflet. Mintea trebuie reînnoită. Nu se întâmplă instantaneu. Emoțiile trebuie vindecate. Sechelele trecutului, blesteme, lucruri care încă ne apasă, ne copleșesc, ne infectează mintea, trebuie tratate, rezolvate. Și de multe ori poate fi un proces, am văzut asta. De aia am zis că mântuirea prezentă e un proces, procesul de sfințire. Ca să ajungem să fim curați în toate zonele sufletești, dar mântuirea o primim în Duhul nostru, e ceva instantaneu și radical, se întâmplă prin credință, l-am primit pe Hristos și după aceea trebuie să aibă loc acel transfer. În Filipeni 2:12 spune, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu cutremur. Mântuirea trebuie transferată din Duh în suflet, trebuie să aibă loc acea transformare, înăuntru sunt nouț, sunt perfect. Duhul este regenerat, Duhul nostru. Regenerarea, care are loc instantaneu. Da. Și după aceea cred că
Să devenim noi și pe din afară, trebuie să stăruim, trebuie să insistăm și trebuie să stăm în credință. Trebuie să stăm în credința în Iisus Hristos ca să aibă loc roadele și transformarea. Modul în care Pavel dorea schimbarea comportamentului oamenilor, vedem în epistole. Întâi sublinea cine sunt în Hristos, descria identitatea lor în Hristos și atunci motivația comportamentului schimbat era identitatea. Da. Fiindcă ești cu identitate nouă în Hristos, de aceea trebuie să ai comportamentul. Păi nu cerea comportament fără identitate. Exact. La fel se întâmplă. Când îți dai seama, de exemplu, când unii își dau seama de fapt cine sunt ei. Dom'le, sunt copil de rege. Stai puțin, trebuie să mă comport diferit. Mm-hmm. Sau sunt fiu de împărat. Trebuie să mă comport. Deci era matricea pe care merge Apostolul Pavel. Sublinea identitatea. Luăm romani, luăm efeseni, coloseni. Da. Sublinea ce identitate au. Pavel lucra extraordinar de mult. În biserica primară se lucra la identitate. Era un subiect vital. Să cunoască cine sunt în Hristos. Asta înseamnă identitate. Lucrare. Și atunci ai această identitate. Fiindcă ai această identitate, trebuie să te porți așa. Fiindcă ai această identitate, trebuie să lupți. Mm-hmm. Fiindcă ai această identitate, deci nu invers. Asta era gândirea. Totul pleca de la identitate. Și de aici e atacul diavolului contra identității. Că nu avem motivația atunci să luptăm corect, nu avem motivația, totul devine o goană de pământ, devenim niște darviniști evanghelici. Chiar dacă cosmetizăm acțiunile noastre ca morale, ca și goană, dar dacă nu au ca o sursă identitatea. Păi, vreau să subliniez în ultima carte a lui Benedict al XVI-lea, Iisus din Nazaret. Volumul 2 este... Deci, tradus nu de mult la Galaxia Gutenberg, sublinează extraordinar de mult această diferență între un creștinism moral sau un creștinism în care Hristos este centrul și unirea cu El și umbrarea cu Hristos. Deci, creștinismul nostru e mai mult decât un set moral, ci este o relație veche cu Hristos. Și fiindcă un subiect actual a fost alegerea noului papă, a avut discurs șocant, că poți să fii papă, poți să fii cardinal, orice, dar fără Hristos ești. Deci se revine în creștinismul în majoritar, pentru că la nivel mondial catolicismul este majoritar, apoi vin protestanții, ortodoxi. Se revine, e o nouă tendință. Hristos contează. Contează relația ta cu Hristos. Este o nouă tendință la nivelul creștinismului mondial. Am citat din doi lideri proeminenți. Și acum, fiindcă s-a pus această întrebare, dacă este cineva în Hristos, hai să vorbim și de acest cineva. Acest cineva poate fi indiferent de vârstă, dacă înțelege logic lucrurile. Acest cineva poate fi indiferent de poziție socială și acest cineva poate fi indiferent de religie. Dacă este cineva. Deci, indiferent ce altă identitate ai, identitate socială, identitate etnică, identitate religioasă, dacă este cineva în Hristos, aici se topesc toate identitățile. Nu dispărând, ci căpătând o nouă strălucire. Dacă este cineva în Hristos, poate rămâne român. Dacă este cineva în Hristos, poate rămâne maghiar. Dacă este cineva în Hristos, poate să rămână sârb și croat. Sau baptist sau pentecostal. Deci e chestiunea aceasta. Toate lucrurile sunt importante, identitățile religioase. Dar este o ierarhie a identității. Cea mai importantă identitate este identitatea noastră în Hristos. De aici derivă totul. Dacă eu nu am pe Hristos... Spune în Ioan este această idee. Dacă n-am pe Hristos, n-am viața. Fără Hristos sunt nimic pe planul identității veșnice. Fratele, adineori ziceam, poate sunt unii, dacă este cineva, cum ai și spus, care ne urmărește, indiferent din ce zonă etnică, confesională și care simte că nu este încă regenerat și în Hristos, nu este, poate luăm un minut, te poți da chiar la camera aceea și cred că e un moment potrivit ca după acest timp al discuției noastre, poate unele persoane vor lua o decizie. Așa, înainte de această rugăciune și de această chemare la decizie, să rostesc Scriptura care afirmă și valabil și în 2013. Și la prezent, cine are pe Fiul, are viața. Bine. Indiferent ce altă identitate ai, cine nu are pe Fiul, n-ai viața, chiar dacă ești cu 7 premii Nobel. Nu ai viața. N-ai această identitate în Hristos a vieții. Deci rugăciunea aceasta va fi... Dacă tu vrei să ai pe Hristos, este o primire prin credință, din toată inima, aș vrea să ne rugăm împreună. Să te rogi împreună cu mine și vreau să repet, Scriptura vie, cine are pe Fiul are viața, cine nu are pe Fiul nu are viața. Totul depinde de Hristos. Îl ai sau nu-l ai?
Tatăl nostru, bunule Tată, iubitule Tată, ne-ai făcut după chipul și asemănarea Ta. Sunt oameni astăzi care își pun problema, oare l-am pe Fiul sau nu l-am pe Fiul? Vrem să Te invocăm, Hristoase Iisuse, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Ne uităm la Tine și la crucea Ta. Te rugăm să ne ierți păcatele. Te rugăm să ne dai o identitate nouă în Tine, de oameni iertați și spălați de păcate prin sângele lui Iisus. Și vrem să Te avem pe Tine. De aceea Te chemăm pe Tine în ființa noastră. Te chemăm pe Tine să pătrunzi noi, ca Domn și Mântuitor, Cel care ai fost răstignit și a înviat. Noi chemăm în noi pe Hristosul răstignit și înviat. Vrem să-L avem pe El. Îl vrem pe El. De aceea venim cu un spirit de pocăință. Regretăm trecutul nostru. Cerem iertare pentru trecutul nostru. Primim iertarea care este prin credința în Domnul Iisus Hristos. Îl cerem pe El, Tată. În inimile noastre, în viețile noastre. Cine are pe Fiul, are viața. Vrem să avem viața. Mulțumesc că ne asculți. Vino Hristoase în noi, în ființa noastră, în trupul nostru, în sufletul nostru, în duhul nostru, în toată ființa noastră, vino. Vino ca Mântuitor și Domn. Amin. Și schimbă-ne. Și iartă-ne. Și transformă-ne. Și domnește în noi. Proclamăm că ești Domn peste noi. Proclamăm că ești Domn în noi. Proclamăm domnia Ta în noi. Și prin această domnie, domnia duhurilor necurate să înceteze. Prin această domnie, domnia răului să înceteze. Domnia identităților false să înceteze. Pentru că identitatea în Hristos este identitatea autentică, o identitate reală. Te chemăm pe Tine, rostim numele Lui Iisus, chemăm numele Lui Iisus peste noi. Amin. 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 Așa simt în Duhul meu că a fost mulți care l-au urmat fratelui în această rugăciune. Vrem să continuăm emisiunea asta pentru că avem multe materiale pregătite și timpul zboară. Au colegii noștri care au pregătit această emisiune în zona redacțională, s-au gândit să însereze, sper să facă și mie o surpriză, n-am văzut nici acest material, un mic grupaj despre identitate. Câțiva din membrii echipei noastre au spus câte ceva despre identitate, despre ce înseamnă pentru ei, ce a însemnat pentru ei în momentul în care și-au descoperit identitatea, când au avut revelații noi și vreau să urmărim împreună, după care să continuăm discuția noastră, pentru că cred că sunt lucruri noi pe care Dumnezeu vrea să le descopere, în special în trupul Hristos legat de identitatea în Hristos. Deci, un grupaj, câțiva din membrii echipei Alfa Omega mărturisesc despre ce înseamnă pentru ei a fi în Hristos și ce a însemnat pentru ei descoperirea, revelația aceasta identitate reală în Hristos. Cred că cea mai mare problemă cu care se confruntă cei mai mulți dintre credincioși nu este neapărat necunoașterea identităților în Hristos, ci mai degrabă manifestarea a ceea ce ei sunt deja în Hristos. Căci cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi am fost ascunși în Dumnezeu împreună cu Hristos, în locurile cerești. Identitatea noastră a fost stabilită deja. Ceea ce noi trebuie să facem este ca prin credință să acceptăm și să proclamăm această identitate a noastră. Dumnezeu m-a provocat cu ceva timp în urmă și mi-a arătat că, deși m-am întors la Dumnezeu cu mulți ani în urmă, nu pot să spun că am trăit acea viață deplină care El mi-a asigurat-o în Hristos. Și studiind mai îndeaproape cuvântul lui Dumnezeu, mi-am dat seama că sunt mai mult decât ceea ce am fost până în momentul respectiv și am învățat că această viață o trăim în Hristos prin credință, să credem ceea ce cu adevărat El a spus că suntem în El și să trăim proclamând acest adevăr zi de zi în viața noastră, ne ținând seama de circumstanțele în care ne aflăm, în luându-ne privirea de la lucrurile care se văd și accesând zi de zi toate binecuvântările și promisiunile care ne-au fost făgăduite în Iisus Hristos. Cred că în momentul în care am început să-mi înțeleg identitatea în Hristos, am început să mă raportez altfel la Dumnezeu și să văd altfel felul în care El se raportează la mine ca și fiica Lui. Să mă înțeleg pe mine prin perspectiva Lui și prin perspectiva așteptărilor Lui.
Și cred că lucrul ăsta a început să se emane în jurul meu și inclusiv în relațiile pe care le-am avut cu oamenii și felul în care oamenii m-au influențat pe mine și eu pe ei la rândul meu. Și nu în ultimul rând, cred că s-a reflectat și în faptul că am început să caut în mod activ lucrurile pe care El le-a pregătit pentru mine, lucrurile pentru care El m-a creat și să le descoper și să merg în ele atunci când am văzut că El a adus lucrurile alea în calea mea. Să înțeleg că sunt de la El, să văd timpul potrivit pentru anumite lucruri și că nu degeaba se întâmplă anumite lucruri în viața mea. Pentru că cred că cu Dumnezeu nu există coincidențe, cred că fiecare lucru care ni se întâmplă are un sens. Și efectiv lucrurile nu sunt la întâmplare și trebuie să știm să mergem în direcția respectivă la momentul respectiv, atunci când El ne spune să mergem. Cred că e foarte important să ne înțelegem identitatea, pentru că asta e ce ne dă sens până la urmă. Nu, viața noastră nu e o goană după vânt și atunci facem cu scop ceea ce facem. Chiar dacă mi-am predat viața în mâinile Iisus Hristos de când, din viața adolescenței, a trecut foarte mult timp până să aflu identitatea mea în Hristos. Nu știam exact ce înseamnă sau cu ce se mănâncă. Am ajuns la vârsta de vreo, cred că undeva la vreo 20 de ani, mi-am pus întrebarea ce sunt eu în Hristos, care e identitatea mea în Hristos. Și de când am început să pun întrebarea asta, Dumnezeu a început să-mi arate lucruri din cuvântul Lui, ce înseamnă viața mea în Hristos, care e identitatea mea. Mi-a dat înțeles ce înseamnă să fiu sare și lumină. Mi-a dat înțeles că nu mai sunt rob păcatului și sunt și aparțin Lui. Diavolul meu are ce putere asupra mea. Mi-a dat înțeles că sunt prietenul Lui. Sunt prietenul Lui. Mi-a dat înțeles că sunt un cetățean al Împărăției Lui Dumnezeu. Și în fiecare zi Dumnezeu îmi descoperă lucruri noi. Identități noi. Valori noi. În fiecare zi e cel al Dumnezeu. Tot mai multe lucruri sunt dezvoluie din identitatea Lui. Cum se reflectă identitatea Lui în viața mea. Și așa, prin mine, Dumnezeu poate să își reflecte dragostea Lui față de cei din jurul meu. În momentul în care mi-am cunoscut identitatea în Hristos, mi s-a schimbat conștiința cu privire la lucrurile spirituale. Am înțeles că nu sunt o victimă în viața aceasta, ci o victorioasă. Un verset care m-a ajutat în sensul acesta a fost cel din Petru 2:6, care spune că noi suntem o seminție aleasă, un neam pe care Dumnezeu și l-a câștigat pentru El ca să vestim lucrările sale minunate. Am înțeles atunci că eu am ADN-ul lui Dumnezeu în mine și că provocările care apar în calea mea nu au fost făcute pentru a mă distruge, ci pentru a mă crește în asemănare cu Iisus Hristos. Din acel moment, viața mea s-a schimbat. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără să-mi cunosc identitatea în Hristos. În dreptul meu, ca și copil al lui Dumnezeu, au fost situații în care aș putea să spun, nu că nu aș fi cunoscut care este identitatea mea în Hristos, dar recunosc că au fost situații în care nu am avut puterea să aplic lucrul acesta la viața mea. Chiar dacă am știut că în Hristos sunt copil al lui Dumnezeu, că eu beneficiez și că am primit toate promisiunile pe care Dumnezeu le-a împlinit pentru mine în Iisus Hristos, că El mi-a dat autoritatea de copil al Lui. Deci chiar dacă am știut lucrurile astea, chiar dacă le-am învățat, chiar dacă le-am citit, au fost situații în viața mea în care n-am avut poate curajul de a intra și de a mi le însuși pentru viața mea. A venit însă momentul în care am realizat că lucrurile astea, toate lucrurile acestea, Dumnezeu mi le-a pus la dispoziție prin Fiul Său, Iisus Hristos. Și în acel moment nu a trebuit decât să am curajul de a le lua și de a le face valabile pentru viața mea. Și în felul acesta viața mea s-a schimbat.
Suntem din nou în studio. Vă reamintesc că emisiunea aceasta este în direct și deja foarte multe dintre dumneavoastră ne trimiteți e-mail-uri sau ne dați telefoane în care ne solicitați rugăciuni și în care puneți întrebări. Aveți telefoanele pe ecran pentru a continua acest lucru. În continuare ne vom ruga în studio pentru cauze în partea a doua emisiunii. În timp ce urmăream aceste opinii ale colegilor noștri, sunt colegi cu care lucrez de ani de zile. Așa un gând dominant este la mine. Chiar dacă sunt mulți, de multă vreme, de mulți ani botezați, mântuiți în familia lui Hristos, progresiv și-au dat seama de dimensiunea de poziționare în Hristos. E un proces. Spuneați, frate Cornel, că despre un proces care este. Vorbeați de un proces care ține de reînnoirea minții, de curățire, de spălare. Poate mai putem insista la acest lucru, pentru că cred că sunt foarte mulți credincioși și lor ne adresăm în special cu această emisiune, care sunt născuți din nou, l-au primit pe Domnul în inimă, poate unii chiar în seara aceasta, dar care nu înțeleg exact, așa cum am mărturisit foarte sincer și colegii noștri, exact de la început ce înseamnă să fie în Hristos, ce avantaje sunt, ce responsabilități sunt, ce au de făcut. Să ne adresăm aceste categorii de credincioși care, care sunt foarte mulți. Da, cred că nu vine automat. Identitatea noastră și cunoașterea ei nu vine automat, vine prin căutare. În mod sigur nu vine prin fapte, cum a spus fratele Iuliu, spune Pavel aici în Galateni 4:9, dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la cele învățături începătoare, slabe, sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? După aia vorbește în versetul 10 despre lege, voi păzi zile, luni, ani. Adică nu vine prin lege, nu vine prin ce era vechi, vine prin credință, vine prin nou legământ, vine prin credința în Iisus Hristos, prin harul Lui. În primul rând, e important să recunoști că tu nu te poți mântui. Ca mântuirea să-și aibă efect în viața noastră, ca să se transfere din acea sămânță care o primim la nașterea din nou, să se transfere, să aducă rod și să devină ceva viu și lucrător în viața noastră și să ne putem bucura, să vedem manifestările în viață, în minte, într-o minte reînnoită, cum spune Roman 12, să nu vă potriviți chipului viacului, ci să vă reînnoiți, să vă transformați prin reînnoirea minții voastre. E o responsabilitate personală asta, să ne reînnoim mintea. Mintea noastră nu e reînnoită în mod automat. Nu avem mintea lui Hristos în mod automat. Avem mintea lui Hristos numai acolo unde am fost confruntați de Duhul lui Dumnezeu, de adevărul lui Dumnezeu, în întunericul nostru și am acceptat și adevărul a biruit. Acolo unde adevărul a biruit și unde a avut o lucrare în noi, de obicei crucea, unde voia noastră se întâlnește cu voia lui Dumnezeu și noi cedăm și El învinge. Acolo Dumnezeu ne convinge, acolo Dumnezeu biruiește, acolo Dumnezeu ne transformă. La fel și cu... Deci nu e calea legii, nici într-un fel, calea legalismului, a faptelor moarte, e calea credinței, e prin Iisus Hristos și e nevoie să ne lăsăm sub Duhului, sub lumina Duhului și sub adevărul lui Dumnezeu să se întâmple. Cred că e un proces. Nu se întâmplă într-o zi, nu se întâmplă într-o lună, dar se întâmplă când ești deschis și când umbli cu Dumnezeu. În Biblie sunt 4 cuvinte pentru... pentru fiu, pentru identitatea noastră. Unul vorbește bebeluș și vorbește despre nepios în greacă. Al doilea vorbește despre prunc în Hristos, adică o stare mai avansată. Al treilea despre adolescent și al patrulea despre fiu. Și aici în versetul 1 spune: câtă vreme moștenitorul este nevârstnic, spun că nu se deosebește cu nimic de un rob, măcar că este stăpân peste tot, este sub epitropi, sub îngrijitor, până la vremea rânduită de tatăl său. Există o perioadă când Dumnezeu vrea să crești, vrea să te maturizezi. Și există și o disciplină a înfierii. Eu cred că manifestarea vieții, care deja o avem la nivel de sămânță, în noi, în Duhul nostru, manifestarea acelei vieți în afară, într-o minte nouă, într-o minte a lui Hristos, în emoții vindecate, pozitive, cred că nu se întâmplă dintr-o dată, se întâmplă insistând în credință și în cuvântul lui Dumnezeu. Și vine doar prin credință și prin harul lui. Și îi darul care Dumnezeu vrea să ne-l dea, care aduce biruință în viața noastră, care aduce autoritate, care aduce cerul în noi și împărăția lui, se transferă pace, bucurie, neprihănire, acum și aici. Este interesant această provocare, frate Cornel, pentru că sunt foarte mulți credincioși, cunosc și eu, care sunt mântuiți, sunt conștienți că au înțeles jertfa de pe cruce și că sunt dincolo, au garantată mântuirea
și sunt, cuvântul le promite asta, da, cred, da, în Iisus, da, Hristos, da. Dar nu au deschiderea, dorința, voința să meargă mai departe și să continue acest proces care să se ridice pe poziția aceasta, pe treptele acestea de copil, adolescent, da, fiu. Da, da. În Scriptură ne ajută foarte mult în maturizarea noastră și exact în această linie de a deveni nu doar bebeluș, ci mai sus. Să legăm de identitatea în Hristos. Un lucru care este un sinonim. Identitatea în împărăția lui Dumnezeu. Pavel îi motivează pentru înțelegerea identității în Hristos, dar la fel împletește identitatea în împărăția lui Dumnezeu. Deci sunt două concepte care se împletesc. Dacă ai identitate în Hristos, ai și identitate în împărăția lui Hristos. Ești cetățean al împărăției. Sau exact. Citesc din Filipeni, din capitolul 3, versetul 20. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Întreb. E vorba pentru toți cei 7 miliarde această cetățenie cerească? Nu. Este vorba doar despre cei care au identitate în Hristos. Adică Hristos este în ei și ei sunt în Hristos. Ei au cetățenie cerească. În biserica primară, ei cunoșteau lucrul acesta. Noi încercăm să intrăm la periferia certitudinii. Ei cunoșteau dacă au numele scris sau nu în cartea vieții. Acum apare atât de șocant să zici că ai numele scris în cartea vieții. Argumentez tot din Filipeni, Filipeni capitolul 4. Și pe tine, adevărat tovarăș de juc, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora care lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. E vorba la prezent. Pun întrebarea. De unde știa Pavel că au numele scris în cartea vieții? Personal nu cred că a avut o revelație specială. Ce a văzut pe Hristos în ei. Când vezi într-un om pe Hristos, ai certitudinea că are numele scris în cartea vieții. Am o întrebare inversă. Mi se sugerează din la tu, probabil a fost o întrebare din partea unui telespectator. Invers, ce înseamnă să nu fii în Hristos? Pentru că, într-adevăr, nu toate miliardele care locuiesc pe pământ, chiar nu toți membrii nominali al Bisericii Catolice, Ortodoxe sau Protestante sunt automat și cetățeni ai împărăției. Ne-ați convins de asta pe toți. Dar ce înseamnă să nu fii? Aș răspunde tot prin prisma această identitate în împărăția lui Dumnezeu. Coloseni, capitolul 1, versetul 13 și 14. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei Lui. Deci, vedeți? În Hristos, în împărăția Fiului Dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Ce înseamnă să nu fii strămutat în împărăția, vedeți, în Hristos, în împărăția Fiului Dragostei, sunt lucruri sinonime, ce înseamnă? Că ești sub puterea întunericului. Cine nu este în Hristos, cine nu este strămutat în împărăția Fiului Dragostei, este sub puterea întunericului. Întunericul la nivel de gândire, adică ești sub puterea întunericului în privința realităților spirituale. Nu vezi cu adevărat de unde vii, nu vezi cu adevărat cine ești și încotro te duci. Tu poți să ai identitate religioasă. Deci sub puterea întunericului. Nu ai răscumpărarea. Nu ești răscumpărat. Adică tu trăiești încă în sclavia aceea a firii pământești, a poftelor tale, trăiești. Hristos ne-a răscumpărat din această sclavie. Și nu ai iertarea păcatelor. Spune versetul 14 prin sânge, nu ai iertarea păcatelor. Pentru că iertarea păcatelor o ai doar prin sângele lui Hristos. Deci n-ai iertarea păcatelor, n-ai răscumpărarea și ești sub puterea întunericului. Destul de radicală. Am să vă pregătesc pentru următorul segment video. Am luat chiar în cursurile de astăzi un interviu, o contribuție la această emisiune, unui alt prieten al emisiunii noastre, preotul ortodox Marius Ioana. Dar înainte de aceasta, eventual să vă întreb, deși am spus la începutul emisiunii, perspectiva și discuția despre identitatea în Hristos categoric depășește niște limite confesionale. Și am fost surprins urmărind interviul acesta, aproape ce ați spus acum și ce aveam eu pregătit și în inima mea a spus și preotul ortodox, din perspectiva ortodoxă, pentru că în ceea ce privește identitatea în Hristos și poziționarea în împărăția lui Dumnezeu, cred că nu este, dacă se bazează pe Biblie, un asemenea comentariu, cred că nu este o diferență. Să rămânem acest material prietenul emisiunii noastre, preotul ortodox Marius Ioana.
Identitatea în Iisus Hristos ne-o păstrăm prin naștere. Prin naștere în Iisus Hristos. Apoi ne putem păstra identitatea în Iisus Hristos prin mărturisire și prin purtare. Prin mărturisirea de credință și prin purtarea în Iisus Hristos. Expresia în Hristos este o expresie pe care o întâlnim foarte des în Noul Testament, în epistolele Sfântului Apostol Pavel. Cel mai mult, Sfântul Apostol Pavel vorbește despre viața în Hristos în epistola către romani. Și el dorește să le arate romanilor care este diferența dintre viața în Hristos și viața potrivit firii pământești. Deci el, Apostolul Pavel, face o distinție clară între viața firii pământești, viața omului celui vechi și viața în Iisus Hristos. Deci iată că Sfântul Apostol Pavel vorbește și îi place să vorbească foarte mult despre viața în Iisus Hristos, pentru că el vede că înțelege prin această expresie și dorește să ne transmită și nouă că viața noastră își are originea în Iisus Hristos, că viața noastră se hrănește din izvorul vieții lui Iisus Hristos, că viața noastră se desăvârșește prin Iisus Hristos și prin participarea la viața lui Iisus Hristos. Omul creștin, creștinul cel născut în Iisus Hristos, nu-și mai aparține sieși. Viața lui o închină lui Hristos și astfel, prin participare la viața lui Iisus Hristos, el devine în Hristos. Sfântul Apostol Pavel spune în epistola către Filipeni, capitolul 2, despre gândul nostru care este în Iisus Hristos. Deci, atât că omul nu numai că trăiește în Iisus Hristos, trăiește prin Iisus Hristos, ci el și gândește în Iisus Hristos și mărturisește prin Iisus Hristos și în Iisus Hristos. El binecuvintează în Iisus Hristos și este binecuvântat în Iisus Hristos. Apostolul îi binecuvintează pe ucenici în Iisus Hristos și îi consideră ca pe oameni sfinți și binecuvântați tot prin numele lui Iisus Hristos. Însă această expresie nu apare numai exclusiv la Sfântul Apostol Pavel. În Evanghelie, în Sfintele Evanghelii, întâlnim aceeași expresie în Hristos sau prin Hristos. Spre exemplu, atunci când apostolii sunt trimiși în misiune de probă, ei se întorc înapoi și spun Domnului că în numele Tău am scos duhuri necurate și chiar aceste duhuri ni s-au supus. Deci atât că prin această acțiune, prin această lucrare în Iisus Hristos, încă din timpul vieții pământești a Mântuitorului Iisus Hristos, apostolii au simțit lucrarea deosebită pe care o au prin Iisus Hristos, ca fiind o lucrare a lui Iisus Hristos, aparținând lui Iisus Hristos și numai prin Iisus Hristos având și ei aceeași putere, adică prin participarea la lucrarea lor a lucrării lui Iisus, a lui Iisus Hristos. Deci iată că viața noastră își are originea, viața noastră duhovnicească, odată cu nașterea noastră, își are originea în Iisus Hristos și ea se desăvârșește prin Iisus Hristos. De aceea și mântuirea noastră este privită ca o participare continuă la viața lui Iisus Hristos. În sensul în care nu-ți mai aparții ție, ci aparții lui Iisus Hristos. De aceea Apostolul Pavel spune că nu mai trăiesc eu, ci Iisus Hristos trăiește în mine. De aceea viața mea și viața lui Iisus Hristos este aceeași, pentru că eu sunt închinat Lui. Eu m-am oferit de bună voie, prin propria libertate și conștiință, viața mea i-am oferit-o lui Iisus Hristos să fie chivernisită de Iisus Hristos, în așa fel încât ea să poată aduce roade, să poată fi desăvârșită.
prin lucrarea lui Iisus Hristos. Da, această contribuție a preotului Marius Ioan a fost, au reluat în, fond, în sinteză cam tot ce ați discutat aici și cred că a fost interesant. Am văzut că ați urmărit cu interes cele câteva lucruri spuse. Frate Cornel, ți-a rămas un gând de la... Nu, mi-a plăcut ce a spus preot. Ce vreau să spun, să aduc ceva practic, o gândire practică. De multe ori ne gândim cum rămânem în Hristos. Vreau să spun tinerilor, ca să scap de o minte veche, trebuie să vii cu ea la lumină. În, sfânt, în locul sfânt, nu în locul prea sfânt, erau trei elemente. Sfeșnicul, cu lumina, care lumina să, să se poată face slujba. Acolo era masa cu pâini și era altarul tămâierii. Vreau să zic că cele trei elemente descriu foarte bine ce scrie în Ioan 15. Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță ca să aducă și mai mult rod. Versetul 4, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Versetul 5, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân, eu aduce mult rod. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Ca o gândire practică, să rămânem în Hristos, trebuie să rămânem în lumină. Testul neprihănirii, testul că ești în Hristos, dacă ai viața adusă la lumină, dacă ți este ușor să dai socoteală, să-ți mărturisești păcatele și unii altora și lui, cred că e una dintre primele lucruri. Și Hristos este ilustrat prin cele trei elemente, prin lumină, prin dragoste și viață. Eu cred că e foarte important să rămâi vulnerabil înaintea tronului, să rămâi vulnerabil în fața autorităților spirituale, în fața fraților, păcatele să-ți fie aduse la lumină dacă vrei să scapi de ele și să rămâi cumva deschis, o carte deschisă. Spune, ceea ce dă totul la iveală e lumina. Cred că rămânerea în Hristos e foarte practic rostită, spunând, rămân în lumină, rămân în mărturisire, cum a spus și fratele preot. După aceea să rămâi în dragoste, să iubești, să ai părtășie cu alții, să nu fii izolat, să iubești. Cred că atunci când zice, fiți desăvârșiți după cum tatăl vostru desăvârșit, nu se referă ca să avem fapte extraordinare încât să uimim pe toți și performanță religioasă maximă, ci să avem fapte făcute în dragoste. Când faci din dragoste, când ești motivat de dragoste, pot să zic că rămâi în Hristos și după aceea viața Lui, să te hrănești cu El, cu prezența Lui. Cred că asta e foarte important. Merge dincolo de intelect, merge unde ajungi în intimitate, unde El e desfătarea, unde te poți închina, te poți dărui. Și cred că astea sunt trei lucruri practice care te ajută să rămâi în Hristos. Bun, ascultând ce spune fratele Cornel, unii s-au speriat puțin, ne putem pierde statutul, poziția, acea mlădiță din viță poate, trebuie să rămână în viță sau poate fi tăiată, se poate pierde o poziție în Hristos sau... acum vorbim puțin aici despre siguranța mântuirii, dar e vulnerabilă poziția noastră. Odată înțeleasă, putem în mod conștient să ne pierdem poziția și identitatea în Hristos. Poate fi subiectul în alte emisiuni. Este poate un subiect controversat și... aș face referire la mărturia despre Hristos de dinainte. Depinde de noi rămânerea în Hristos. Dacă n-ar exista ideea de rămânere în Hristos și de posibilitatea să rămâne, Hristos n-ar fi vorbit. Deci Hristos vorbește de posibilitatea a rămâne în El sau a nu rămâne în El. Și de moment ce vorbește Hristos... înseamnă că poți să nu rămâi în El. Poți să nu rămâi în El. Aș vrea să rămân în această linie practică pe care Cornel o punctează. Când îmi înțeleg identitatea în Hristos, eu trebuie să înțeleg că această identitate este prin har. Nu se poate. Deci prin har. E un favor divin. Să am identitate în Hristos e un favor divin. Spune așa în Tit. De la 11 și în continuare. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață. Deci nu este doar o identitate care nu mă obligă la nimic. Identitatea în Hristos mă obligă. Deci nu este o identitate în Hristos care îmi dă dreptul la democrație, fac ce vreau, ce vor mușchii mei, vorba omului care
se ascunde în spatele unor cuvinte populare. La ce mă obligă? Ne învață să o rupem cu păgânătatea. Ruperea doare. Noi, dacă am identitate în Hristos, eu trebuie să o rup cu păgânătatea. Altceva. Și cu poftele lumești. Reclamele ne încurajează la pofte lumești. Societatea actuală este o societate hedonistă, centrată pe plăcere. Să trăim în veacul de acum, deci nu vorba de peste 10 ani, acum, cumpătare. Identitatea în Hristos mă cheamă la cumpătare. Societatea actuală, criza economică actuală, are o cauză în lăcomie. Eu trebuie să înțeleg, fiindcă eu am identitatea în Hristos prin har, acest har mă obligă să trăiesc în veacul de acum cu cumpătare, cu dreptate. Trăim într-o lume în care oamenii râd de tine dacă vorbești de dreptate. Fiecare își urmărește interesele. Ne scufundăm într-o nedreptate generalizată. Și cu Evlavie. Identitatea în Hristos mă îndeamnă la cumpătare în veacul de acum, mă îndeamnă la dreptate, mă îndeamnă la Evlavie, relația mea cu Dumnezeu, relația mea cu semenii. Și eu am o perspectivă. Identitatea mea în Hristos îmi dă o perspectivă de viitor. Nu un viitor sumbru, viitor luminos, așteptând fericita noastră speranță, dimpotrivă o speranță fericită. În arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Identitatea mă obligă să-mi schimb viața. Când îmi înțeleg identitatea și să zidesc pe cumpătare, pe dreptate și pe evlavie. De asta avem nevoie. De o revenire la cumpătate, de o revenire la dreptate, o revenire la evlavie. Toate acestea prin identitatea în Hristos care este prin har. Interesant, pentru că poate mulți se bucură, da, am o înțelegere nouă, am beneficiile a ceea ce înseamnă poziția nouă în Hristos, dar responsabilitățile care decur din aceasta poate sunt puse în plan secund. Multe întrebări am avea în zona aceasta, frate Cornel. Am aici o categorie de întrebări care sunt, care poate mai pot sublinea idei care le-ați menționat deja pe scurt. Ce înseamnă ca și ființe în Hristos, să fim purtători a împărăției, să fim templu al Duhului Sfânt, să-L avem pe Iisus Hristos în noi. Poate mai explicați asta? Am așa un gând. Mulți cred, care nu sunt foarte familiarizați cu percepte biblice, că vorbim metaforic, poate. Am avut emisiuni mai practice, mai clare, mai simple, de ABC, ale credinței. Și emisiunea aceasta, mulți o consideră, poate o privesc, poate și în Hristos, poate mulți consideră e doar o exprimare metaforică. Da, da. Poate ar trebui să mai, poate în zona aceasta, a purta pe Iisus în inimă, a avea împărăția lui Dumnezeu în inimă, a fi templu Duhului Sfânt, El viu. Poate aici, în zona aceasta, mai putem să subliniem, dând câteva exemple biblice, poate. Știu eu, Duhul Domnului care este în noi, Iisus Hristos, viața noastră, poate mai puteți sublinia cum anume suntem noi purtători a împărăției lui Dumnezeu în inimă. Într-un fel am înțeles că suntem noi parte din împărăția lui Dumnezeu. Cum avem noi în inimă împărăția? Categoric nu este o figură de stil. Mă întreb și ca profesor de limba română, frate Iulie. Dacă este noi împăratul, este noi împărăția. Pentru că împărăția lui Dumnezeu înseamnă domnia lui Dumnezeu. Cine are pe Fiul, are viață. Cine este Fiul? Toată puterea, spune Matei 28, mi-a fost dată în cer și pe pământ. Dacă în mine este Fiul lui Dumnezeu, El are toată puterea în cer și pe pământ, este împăratul întregului univers. El ce dorește? Subordonarea mea, ascultarea mea. Și atunci, nu putem vorbi de identitate în Hristos fără să vorbim de ascultare în Hristos. Identitatea în Hristos trebuie să ducă la ascultarea în Hristos. Dacă refuz ascultarea în Hristos, eu nu trăiesc la nivelul identității în Hristos, nu trăiesc la nivelul potențialului pe care mi-l dă identitatea în Hristos. Să luăm un exemplu practic. Hristos ne-a învățat să ne iubim vrăjmașii. Chiar dacă e de altă etnie, chiar dacă e de alt partid politic. Ce se întâmplă? Luăm cazul României, luăm cazul ultimelor alegeri. Diferite partide, candidatul, ca să-și scoată din cursă, înscenează în mass media fapte care nu au făcut celălalt. E minciună. Nu, este ură. Cine este în Hristos, este o făptură nouă.
nu are voie să zidească pe ură, nu are voie să zidească pe minciună. Dacă zidești pe ură și pe minciună, tu arăți că nu ești în Hristos, ai o identitate religioasă, n-ai identitate în Hristos, ci ești sub puterea întunericului. Deci trebuie să fim foarte atenți. Identitatea în Hristos schimbă toate aspectele vieții noastre. Hristos nu dorește să fim doar niște papagali religioși. Atât repetăm și noi câteva slogane, ci dorește să fim oamenii Lui. Exact cum ni s-a zis. Aparținător lui Hristos. Repet, și aici să fie atenți toți cei care au procedat așa în ultime alegeri, cei care au scornit despre candidații lor, minciuni, i-au trăit în tribunale, vor suferi pedeapsa lui Dumnezeu, chiar dacă vor reuși să tribleze ei justiția pământească. Pentru că arătat că nu sunt ai Hristos, ci sunt ai diavolului. Trebuie să introducem un concept în antiteză. Vorbește Hristos despre a fi ai diavolului. În diavolul, expresia, fii diavolului. Fii diavolului procedează cum procedează diavolul, pe ură și minciună. Noi nu, dacă suntem în Hristos, noi trebuie să o rupem cu ura, trebuie să o rupem cu minciuna. Hristos ne dă porunca aceasta. Sunt în Hristos, ascult de El. A iubi pe vrăjmaș. A nu minți despre vrăjmaș. Chiar dacă mi-e vrăjmaș, eu nu depun o mărturie mincinoasă despre el. Nu-l ucid în mass media pe vrăjmașul meu. Nu-l tărăsc în tribunal pe vrăjmașul meu. Îl iubesc. Mă lupt pentru dreptatea mea. Dar nu spun minciuni. Nu inventez. Nu merg pe ură. Deci aici să fie clar. Identitatea noastră religioasă este egală cu zero. Dacă eu sunt al diavolului, dacă zidesc pe ură și dacă zidesc pe minciună. Să fie clar, ne înșelăm cu identitățile noastre religioase, ne înșelăm că dăm bani la biserici protestante sau catolice, pentru că toată această dărnicia noastră este o scârbă înaintea lui Dumnezeu dacă zidim pe ură și pe minciună. Și oamenii care au procedat așa trebuie să pochească înaintea lui Dumnezeu, să-și ceară iertare de la cei pe care au denigrat în mass media și dacă nu vor face așa, vor dovedi că sunt în identitatea diavolului. Punct. Fără să știți, cam aceste puncte le-a atins în interviu următor și un alt preot din zona catolică, Ioan Chișerou, să-l avem în câteva minute. Înainte de asta, să vă întreb pe fratele Cornel, în timp ce colegii noștri pregătesc următorul insert, ceva care iar merită o emisiune întreagă despre moștenire pe care o avem în Hristos. Se vorbește în diverse locuri, în zona de identitate, despre a fi moștenitori. Moștenitori prin făgăduință, comoștenitori împreună cu Hristos. Toate lucrurile sunt ale noastre. Multe lucruri care arată, care dau o garanție a unor posesiuni. Cuvântul moștenire este folosit foarte mult în Biblie. Cumva să nuanțăm și acest lucru, chiar dacă merită o abordare mai largă. Aș vrea să spun, în primul rând, doar fiii sunt moștenitori. În Galateni 4 spune clar, câte vreme moștenitorul este nevârstnic, eu spun că nu se deosebește cu nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot. Este sub epitrop până la vremea potrivită. Cred că e foarte important noi să intrăm în... Există în Biblie, spune în Evrei 12, vorbește despre disciplina înfierii, despre pedeapsa de care toți au parte. În versetul 8 spune, dacă nu aveți parte de acea pedeapsă, nu sunteți fii adevărați, ci sunteți fecior născuți ilegal, ilegitim. Cred că Dumnezeu, pe cine îl iubește, îl mustră, îl disciplinează, îl formează, îl modelează, ca noi să ajungem să putem purta binecuvântările lui Dumnezeu și moștenirea lui Dumnezeu. Dumnezeu are nevoie de să formeze echipul lui Hristos în noi, despre care s-a vorbit. Și o consider mai degrabă lucrarea Duhului decât lucrarea noastră. E progresivă, dar noi cooperăm, noi ne lăsăm parte, stând în lumină, stând în dragoste, cum s-a vorbit, hrănindu-te cu Hristos, El devenind viața noastră. Cred că moștenirea e doar pentru oameni, fiii maturi. În cultura ebraică, când băiatul împlinea 30 de ani, era poziționat în cafiu. Era pus, era o ceremonie publică, îi se încredința afacerea familiei, nu mai era doar un copil, nu mai era doar un bebeluș, ci era deja partener împreună cu tatăl. La fel cum spunea Iisus, eu fac ce-l văd pe tatăl făcând. Era antrenat, era pregătit până la momentul respectiv și atunci îi se încredința binecuvântările, favorurile, autoritatea familiei și el reprezenta numele familiei și pe tatăl în mod, cu norme depline. La fel și cu noi. Cred că ajungem să fim formați, modelați de Dumnezeu. Iisus Hristos, vreau să spun că a fost la vârsta de 30 de ani și el a afirmat de Tatăl, după ce a ieșit din râul Iordanului, din apa botezului, a împlinit toată neprihănirea, spune el, trebuie să împlinim toată neprihănirea. S-a botezat, nu avea nevoie să fie botezat de Ioan, dar s-a botezat ca să creeze o pildă pentru noi și n-a făcut nicio minune.
Și totuși Tatăl spune, acesta e Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Deci în fierea care Dumnezeu ne-o dă și ca să ne poată da moștenirea, cred că are mai mult de a face cu lucrarea interioară. Și noi trebuie să începem dinăuntru în afară. Dacă începem cu fapte și cu legea și cu lucrurile care sunt exterioare, cred că niciodată nu o să ajungem acolo. Trebuie să fim preocupați de partea dinăuntru a paharului, cum spune Iisus fariseilor. Și Dumnezeu aduce transformarea, aduce schimbarea și ne poziționează și ne poate încredința. Mai nu am zis ceva. Foarte mulți credincioși spun, vorbind despre moștenire, spun moștenesc viața veșnică și cam asta este dimensiunea principală. Da, da. Ce... Dați-mi niște exemple. Ce pot să moștenesc? Eu ca fiu, am înțeles, eu vârstă matură când tatăl îl încredințează ceva. Poate puteți nuanța amândoi. În fond, ce să moștenim? Sunt, alții spun, toate lucrurile sunt ale noastre. Dumnezeu ne-a încredințat, sunt ale noastre, suntem ca și în comunie. Să mergem la o carte a Bibliei, la Efeseni. Efeseni este o carte a identității în Hristos, prin excelență. Mulți consideră că este coroana epistolelor pauline. Dacă Roman este... teologia concentrată a lui Pavel, Efeseni este coroana. Fiind o epistolă a identității în Hristos, automat vorbește și de efectele acestei identități în Hristos. Citez din Efeseni 2, de la versetul 6 și în continuare. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Vedeți? Aici se extinde. E identitate spațială. Nu am doar o identitate în persoana lui Hristos, ci sunt unde este Hristos. El este în locurile cerești. Duhul meu este unit cu Hristos în locurile cerești. Deja se vede identitatea mea de strămutat în împărăția Fiului Dragostei Lui. Să vedem ce se spune despre viitor. Ca să arate în viacurile viitoare. Ce? Nemărginita bogăție a Harului Său în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus. Nemărginita bogăție a Harului Său. Deci Dumnezeu are o incredibilă bogăție în această moștenire, în ce va fi în viitor. Noi suntem moștenitorii viitorului, dar tot acest viitor al nostru se învârte în jurul lui Hristos. Bunătatea Lui în Hristos Iisus. Deci bunătatea lui Dumnezeu e concentrată în Hristos Iisus. Moștenirea noastră este concentrată în Iisus Hristos. Ești în Hristos Iisus, e moștenire. Ești în Hristos Iisus, în veacurile viitoare vei cunoaște nemărginită bogăția Harului Său. Și în Efeseni 6 ne mai dă o responsabilitate, poziția noastră în Hristos. Lupta. Deci nu ești chemat doar la plajă. Noi nu avem de luptat, spune Efeseni 6:12, împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domnilor, împotriva stăpânilor întunecul acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Doar cine își înțelege identitatea că este în Hristos în locurile cerești, poate lupta cum trebuie împotriva duhurilor răutății în locurile cerești. Că e egal, unul la unul. De aceea, omul care este în Hristos în locurile cerești știe că luptă contra puterilor răutății și de aceea nu este sub dictatura vrăjitorilor, pentru că sunt zone ale țării, sunt județe unde există mai mulți vrăjitori decât preoți și pastori la un loc. În Franța, care e în spațiul Schengen, nu? Vârf și oful. Există mai mulți vrăjitori și mai multe vrăjitoare decât pastori. Atunci care e problema? Ne îndreptăm spre o societate occidentală multilateral dezvoltată în vrăj. Avem o Românie cu zone multilateral dezvoltată în vrăj. Și vreau să merg mai departe, fiindcă am fost la ideea de parlamentari. Orice politician care merge la vrăjitoare, acum a ieșit la iveală că inclusiv Ceaușescu a avut în familie conexiuni cu vrăjitoare, se pune la dispoziția forțelor răului. Și fiindcă are poziție de autoritate, pune județul acela, dacă e președinte de Consiliul Județean, dacă merge la vrăjitoare, pune județul la dispoziția forțelor Întunericului. Automat, dacă ne numim cu identitate religioasă, fie ortodoxă, identitatea religioasă ortodoxă nu-ți permite să mergi la vrăjitoare. Identitatea religioasă protestantă nu-ți permite, nici catolică. Dacă ai identitate religioasă creștină, nu ai voie. Nici... Dar dacă ai identitate în Hristos, atât mai mult trebuie să lupți contra acestor lucruri. Faptul că sunt zone în România unde oamenii atrag, deschid ușă pentru puterile oculte, duce România la o
escaladarea blestemului, a forțelor blestemului. De aceea sunt foarte responsabili oamenii în funcție de autoritate, autoritate civilă, autoritate eclesiastică, autoritate academică, orice formă de autoritate nu deschide ușa ocultismului. Pentru că nu doar în tine vine, vine și peste domeniul unde tu slujești. O să ne și rugăm pentru asta. Cred că este nevoie de rugăciune pentru revelație și înțelegerea acestor lucruri complexe, multe care au fost aduse aici. Însă n-ar vrea să încheiem această mică discuție despre moștenire, despre ce avantaj avem și ce responsabilitate avem acolo în locurile cerești. Nu numai o poziționare statică, știu eu, pasivă, așteptând veșnicia și intrând deja în veșnicia cu Iisus Hristos, dar și, cum spunea fratele Liliu, o poziție din care putem lupta altfel în plan spiritual cu puterile întunericului. Dar, practic, nu știu acum dacă, vă ziceam, toate lucrurile sunt ale noastre, spune undeva în 1 Corinteni 3 cu 12, sau avem anumite avantaje. Mulți credincioși merg într-o extremă, fiind în Hristos, avem drept la toate resursele. Le cerem din cerul și Tatăl este obligat, pentru că cerem în numele Lui. Poate ne și învoim doi să cerem ceva și ne va da automat. Poate ar trebui să nuanțăm aceste lucruri. Automat avem dreptul la orice. Intrăm în această moștenire, ne și de dreptul să avem acum anumite lucruri. Ne-a spus că e o vârstă anume de, și o statură de copil când putem să intrăm în moștenire, dar vis-a-vis de posesiuni, avem dreptul să cerem orice, primim orice. Dumnezeu se implică și în nevoile noastre financiare. Sunt multe cereri care le-am primit deja prin telefon, care, ca și copiii la Dumnezeu, revendică, cer de la Dumnezeu intervenții chiar practice în zona de bunuri materiale, finanțe. Putem să avem câteva considerente în zona asta, frate. Cred că răspunsul la orice problemă e umblarea prin credință. Și Dumnezeu vrea să ne crească credința în toate domeniile, ca să, în măsura maturității noastre, crește și credința noastră, spiritual vorbind. Legat de moștenire, aș defini-o într-un mod foarte simplu, e suma promisiunilor și binecuvântărilor lui Dumnezeu pentru viața ta. Asta e moștenirea. Aici pe pământ. Canaanul pentru poporul Israel nu era în cer, nu era pustiu, nu era Sinaiu, nu era zona de eșec, era zona de binecuvântare aici pe pământ. Fiindcă în cer nu sunt uriași, de multe ori am făcut cântece Canaanul Ceresc și așa mai departe, dar Canaanul cred că reprezintă pentru noi chemarea, destinul, binecuvântările, viața de biruință, viața de pace, să fim deasupra vrăjmașilor noștri, deasupra amenințării degetului celui rău, deasupra condamnării și vinovăției, o conștiință curată, o minte liberă, o voință sănătoasă și puternică împotriva răului și față de Dumnezeu, să-L iubim pe El. Aici pe pământ. Aici pe pământ. Cred că e vorba de aici. O viață de plinătate, o viață de belșug, o viață de mulțumire, o viață în care să avem o mărturie a credincioșiei lui Dumnezeu aici pe pământ. Despre asta e vorba, când e vorba despre a deveni fiu, ca să poți să intri în moștenirea ta. Acum, cred că asta include și finanțe, cred că include și bani de care ai nevoie. Eu mă rog să nu-mi dea Dumnezeu mai mult decât pot să administrez. De multe ori ne păzește Dumnezeu de un rău că nu ne dă mai mulți bani. Am văzut oameni care i-au distrus banii. Până n-au avut bani, n-au avut probleme nici de căsătorie, nici de alte feluri. Dar Dumnezeu e un tată iubitor și vrea să ne dea cheile de la mașină când suntem gata și pregătiți să conducem mașina. Numai vorbesc în contextul general, moștenirea și promisiunile lui Dumnezeu sunt pentru noi astăzi, sunt pentru noi acum. Dumnezeu vrea să le avem, vrea să avem o mărturie, că El e credincios, că El e bun. Dar dacă avem frică, dacă avem necredință, dacă operăm pe principiul legalist al legii, să zic, și credem că faptele ne ajută să merităm ceva, performanțele noastre, cred că ratăm destinul. Cred că nu ne apropiem. Vreau să intervin în problema aceasta a moștenirii. Romani 8. Cu 17. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă, este rog foarte atenți la acest dacă, care introduce un subiect care nu este iubit. Este subiectul cel mai urât în lumea noastră. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El. Moștenitorul are cota de suferință. Ca să fim și proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care să fie descoperită față de noi. Și e o suferință posibilă. Și se întâmplă. Fiindcă cineva într-o companie occidentală a avut curajul să
se împotrivească la frauda care s-a făcut în companie. Să nu uităm câte fraude nu s-au făcut acum la Enron și la celelalte companii. A fost dat afară și a început suferința financiară pentru el. Deci el a acționat ca un moștenitor lui Hristos, trăind în adevăr, trăind în dreptate, și a început suferința financiară pentru el. Acum, revin la întrebarea aceea. Orice om, chiar dacă nu e un om convertit, poate să strige la Dumnezeu. Și Dumnezeu, mila lui, să-l asculte, inclusiv la nevoile financiare. Aici nu cota de sfințenie e garanția răspunsului, ci mila lui Dumnezeu. Dar dacă este în Hristos, dacă este copil, deja nu se roagă ca un locuitor al planetei, ci se roagă ca un fiu. Și este altă credibilitate când un fiu se roagă. Și fiul acesta poate să aducă orice, dar să zică, facă-se voia ta. Deci avem libertate să rugăm pentru orice, dar să acceptăm că ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Pentru că noi nu suntem manipulatori lui Dumnezeu. Astfel intrăm în hinduism, în mantra, în toate celelalte. Rostesc mantra și am tot. Nu. Eu vin ca un fiu. Viu ca un copil. Vin la tatăl meu. Eu pot să am o rugăciune logică. Nu vin ca un fiu prost. Eu vin ca un fiu care va fi moștenitor. Zic, tată, astea sunt problemele mele. Uite. Și fiu că... Te rog, răspunde, dar facă-se voia ta. Deci nu este o idee de interdicție, da. Nu este o idee, dar mă rog rugăciunea rațională și rugăciunea de bun simț. Că dacă eu sunt fiu, nu o să cer peste vrăjmașul meu să trăznească vrăjmașul meu. Că nu e rugăciunea unui fiu. Un fiu nu gândește în felul acesta. Și ca Iisus Hristos să fiu deschis ca să accept voia Tatălui, chiar dacă nu este confortabil. Acesta este. Deci mă pot ruga pentru orice, fie spiritual, fie non-spiritual. Dar mă rog ca fiu. Și identitatea de fiu, adică sunt în Hristos, îmi limitează uneori rugăciunile, pur și simplu. N-am voie să cer moartea vrăjmașilor. Nu pot, n-am voie să rostesc blesteme. Dacă eu sunt fiu, fiul nu rostește blesteme. Nu am voie să fac lucrurile acestea. De aceea, în cei care cred că merg să se rostească cineva blesteme pentru ei, ei nu merg la cineva, un om al lui Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu nu are voie în Noul Testament să rostească blesteme. Rostește omul diavolului blesteme. Acest paralelism pe care l-ați adus în discuție în ultimele minute vis-a-vis de ca fiu, similar Domnului Iisus Hristos care a cerut lucruri chiar în grădina Ghețimani, dar voia ta se facă, Tată. Noi ca grefați în Iisus Hristos, făcând alături, împreună cu Hristos lucrurile inspirate și clăuzite de El. Acest paralelism, această reflectare a ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos în viața unui creștin născut din nou, a fost linia principală acestui interviu pe care l-avem acum cu preotul catolic Ion Cheșelu, după care o să revenim în studio pentru alte discuții și chiar o rugăciune. Deci, Iisus Hristos a fost trimis în lumea noastră ca să împlinească voința Tatălui Ceresc. Și, de asemenea, să strice lucrările satanei. Și atunci, pe această coordonată, noi mergem și când vorbim despre identitatea noastră de creștini. Deci, să împlinim voia lui Dumnezeu. Dar cum a împlinit Mântuitorul nostru Iisus Hristos voia lui Dumnezeu? Aici putem vorbi despre, și despre faptul ce anume a făcut Mântuitorul Iisus Hristos în viața lui pământească. În primul rând, Mântuitorul s-a rugat. În toate momentele importante din viața lui pământească, și aici mă gândesc la începutul propovăduirii, înainte de botez, el s-a retras, s-a rugat. După aceea, alt moment când își ales apostolii, din nou, a fost un moment de rugăciune. Înainte de patima sa, moment de rugăciune. Deci, Mântuitorul Iisus Hristos a venit să împlinească voia lui Dumnezeu, dar întotdeauna în rugăciune a identificat în permanență voia lui Dumnezeu. Și nici noi nu putem face altfel. Nu putem să vedem care este voia lui Dumnezeu pentru noi, dacă noi ne rugăm. Deci, iată o primă pistă pentru a deveni și a ne identifica cu Hristos. Rugăciunea. După aceea, Mântuitorul Iisus Hristos a
fost milostiv, a fost iubitor. E suficient să ne gândim la parabola samaritanului milostiv ca să ne dăm seama, nu, ce înseamnă, ce a însemnat Hristos în viața lui pământească. Ne gândim iarăși la acea femeie păcătoasă care a fost prinsă în adulter în fața, și adusă în fața Mântuitorului, și vedem cum Mântuitorul Iisus Hristos a iertat, a fost blând, a fost milostiv. Să nu mai vorbim despre ce s-a întâmplat pe cruce, când și-a iertat dușmanii: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Deci iertarea este iarăși o coordonată absolut esențială pentru viața de creștin. Nu putem să fim creștini dacă noi nu iertăm. De fapt, și rugăciunea domnească, rugăciunea Tatăl nostru, spune: și ne iartă nouă păcate noastre pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Și tot legat de rugăciune, există un pasaj în Sfânta Scriptură în care spune: atunci tu când vii în fața altarului și vrei ca să ceri ceva de la Domnul, du-te mai întâi și te împacă cu pârâșul tău. Nu? Și acest e un lucru foarte benefic, pentru că mulți vin în bisericile noastre, le umplu biserice, dar ei nu sunt împăcați. Nu sunt împăcați cu uneori chiar cu cei din familia lor. Nu sunt împăcați cu Dumnezeu. Nu sunt împăcați cu ei înșiși. Și atunci ei vin în biserică și ei cred că se roagă, dar ei fac într-un mod formal. Nu este acea ungere de care vorbeam la început. Nu? Nu pot niciodată să spună Iisus este Domnul. Pentru că nu poți să spui Iisus este Domnul dacă un Duhul Sfânt. Numai dacă Duhul Sfânt, dacă Duhul te-a uns cu ungerea aceasta, nu se poate așa ceva. Altă ceva, mă gândesc și la ceea ce a spus Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni, la capitolul 2, versetul 20, spune Apostolul neamurilor: m-am răstignit împreună cu Hristos și nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine, și viața mea de acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și în altă parte, tot Apostolul neamului spune foarte frumos: pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Și atunci a-ți asuma identitatea de creștin înseamnă și componenta care multora creștinilor nu ne place, și anume purtarea crucii. Purtarea crucii. Aici Hristos pe nimeni nu obligă. El spune foarte clar: dacă vrea cineva să vină după mine, dacă vrea să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Deci identificarea cu Hristos înseamnă asumarea crucii. Asumarea crucii, care în ziua de astăzi este o problemă foarte, foarte dificilă. Poate cunoașteți în Occident, cum în Franța creștină, nu mai este creștină, Franța catolică, întâia născută a bisericii catolice, s-a scos din toate școlile, din toate instituțiile crucea. Nu, cred că identificarea vieții noastre cu crucea lui Hristos este foarte importantă. Apoi mai este un lucru foarte important, și anume, iarăși un lucru care nu se poate face decât de creștini, atâta vreme cât nu ai ungerea cu Duhul Sfânt. Și aceasta este misiunea, mărturia. Mântuitorul Iisus Hristos, amintiți, se pare că Marcu vorbește foarte clar când el, după ce face lucrarea în Capernaum, se retrage în munte și Petru vine după el: toți te caută, vino, la frică să nu-l piardă pe Mântuitor. Și el spune: să mergem de aici și în cetățile și orașele din Galileea și Iudeea, pentru că eu pentru aceasta am fost trimis. Deci, în viața Mântuitorului există și această componentă de misiune, nu, de mărturie. Și iarăși revin la ce am spus: a avea această putere de a mărturisi pe Hristos
este clar că nu o poți face, nu? Dacă tu nu ai această ungere cu Duhul Sfânt, nu? Această dorință, acest foc al Duhului Sfânt în inima ta. Și iată atunci că am identificat câteva componente ale identității, nu, noastre creștini. În primul rând, să-mi asume de creștin, nu, pornind de la ce a făcut Hristos. Hristos a rugat, Hristos, în primul rând, a împlinit voia lui Dumnezeu, nu, în toate, s-a rugat, deci Iisus a fost milostiv, Iisus a fost iubitor, Iisus a propovăduit Evanghelia. Dar pentru, mă refer pe ducătorii Evangheliei și preoți, pastori, dar nu numai pentru ei, chiar și pentru credinciosul simplu, pentru că toți prin botez suntem copiii lui Dumnezeu, am devenit copiii lui Dumnezeu. Cred că este vorba și la a exercita anumite carisme pe care noi le avem ca și copiii lui Dumnezeu. Și anume aceasta de a propovădui, după aceea de a scoate demoni și în același timp de a tămădui. Cred că și această problemă ar trebui ridicată, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos asta a făcut. Și noi preoții și pastorii trebuie mereu să privim spre Domnul. Nu spre crucea Lui, dar în același timp și viața Lui. Ce a făcut Mântuitorul? A venit pe pământ ca să strice lucrurile satanei. Deci trebuie să avem această convingere că noi putem nu numai să ne luptăm, să-l învingem pe satana. Nu pentru că noi suntem puteri, pentru că Hristos l-a învins pe cruce. Exact. Autoritatea pe care Mântuitorul Iisus Hristos ne-a dat-o ne permite acest lucru. Nu? Apoi, a vindeca, la fel, Mântuitorul s-a apropiat de cei bolnavi. Mântuitorul a fost milostiv cu cei bolnavi. Nu numai să-i trimitem, du-te la medic. Sigur că Mântuitorul și prin medici acționează, dar este serviciul acesta pentru bolnav care aproape a fost uitat în bisericile noastre. Nu? Serviciul masului, de exemplu, în ungerea cu ulei binecuvântat, este clar, este biblic. Așa. După aceea, rugăciuni care se fac prin impunerea mâinilor. Nu? Dar rugăciuni care se fac și dumneavoastră la Alfa și Omega, nu? Nu există bariere pentru Mântuitorul Iisus Hristos. Nu? Deci el a vindecat și cu vorba, să ne amintim de slujbașul sutașului, nu? A spus, a făcut, nu? Deci aceste elemente noi trebuie să le revalorificăm și în același timp să înțelegem că noi trebuie să împlinim în toate voia Dumnezeu. Și voia Domnului nu se poate identifica decât atunci când stăm pe genunchi. Sfântul Apostol Pavel a simțit că la Roma oamenii doreau să trăiască și după firea pământească, dar doreau în același timp să fie și creștini adevărați. Și le explică în epistola către Romani și revine în epistola către Galateni cu această distinție, la fel și în epistola către Corinteni. Omul pământesc este omul înrobit. Omul duhovnicesc este omul desrobit. Iisus Hristos nu ne înrobește. Iisus Hristos ne eliberează. Și nu te poți comporta ca un om înrobit de vreme ce ești eliberat de Iisus Hristos. Slujirea noastră, așa cum spunem, a lui Iisus Hristos, nu este o slujire înrobitoare. Este o slujire în libertate. Este o slujire în libertatea câștigată prin eliberarea săvârșită de Iisus Hristos. Pe când în păcat noi suntem înrobiți. Nu numai că slujim păcatului, dar păcatul ne înrobește spre distrugere, spre descompunere, spre moarte. Ori nu poți să fii desrobit de Iisus Hristos, să slujești lui Iisus Hristos
și viața ta să fie în Iisus Hristos și în același timp să viața ta să fie în moarte, în păcat, după firea pământească, după firea căzută și înrobită de păcat. Îi place să fie alături de apostoli și de ucenici. Tocmai de aceea le-a spus, eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Domnul Hristos știe că nu va mai exista un timp în care să se despartă de apostoli. Și tocmai de aceea, poate Sfântul Apostol Pavel, atunci când vede unirea noastră cu Hristos, el folosește un termen de grefare. Adică viața noastră se grefează pe viața lui Iisus Hristos. Adică energia care trece prin Iisus Hristos trece și prin noi. Și de aceea Iisus Hristos se identifică și cu apostoli și cu ucenicii, pentru că spune, cine vă primește pe voi, pe mine mă primește. Cine nu vă primește pe voi, nu mă primește nici pe mine. Iată deci că noi suntem creștinii chiar trimiși în numele lui Iisus Hristos. Să mărturisim despre Iisus Hristos, să mărturisim în numele Lui calea, adevărul și viața. Suntem ajutați de Iisus Hristos. Pentru că ne spune Iisus Hristos, atunci când veți vorbi, nu veți vorbi voi. Din puterile voastre, cu puterile voastre, cu propria voastră autoritate, ci Duhul pe care El îl voi trimite, acela vă va descoperi toate și tot ceea ce aveți de spus. Deci atât că lucrarea noastră este de fapt, și misiunea noastră este de fapt o împreună lucrare cu Iisus Hristos și o împreună viețuire cu Iisus Hristos. Provocatoare aceste contribuții, idei pe care le-a spus, care au fost subliniate și menționate din nou de cei doi participanți la emisiunea asta, cărora le mulțumesc cu această ocazie. O să ne rugăm peste câteva minute, dar ar fi foarte multe de vorbit în zona identității. Mai am o notiță pe care eventual să o discutăm înainte de rugăciune. În Coloseni 3:3 este un verset care ne spune viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, cuvântul ascunsă, ar fi ceva care poate ar putea fi comentat. Iar în Coloseni 1:27, Iisus Hristos în voi, în nădejdea slavei și puțin mai încolo, e o taină ținută ascunsă din veșnicii, în toate veacurile și descoperit acum Sfinților Lui, taina aceasta a prezenței lui Iisus Hristos. Poate am putea să comentăm acest lucru, deși sper că pentru mulți după această seară aceasta nu va mai fi o taină, faptul că Iisus Hristos locuiește în noi și că este dimensiunea de bază a identității noastre în Hristos. Poate am putea să comentăm asta după care să ne rugăm. Încep eu cu Hristos, da? Voi, nădejdea slavei. Da. Cred că avem o relație dublă cu Hristos, una că El locuiește în noi și una că noi intrăm în El. Aia e partea care noi o facem. Deci aici descrie partea care Dumnezeu a hotărât-o pentru noi. Duhul Sfânt a coborât în viața noastră, prin voința noastră, bineînțeles. Și cred că e vorba de Duhul Sfânt care lucrează scopurile lui Dumnezeu, aduce sfințire în viața noastră, aduce convingere de păcat, de neprihănire, de judecată, aduce o conștiință curată, clară, cu privire la ce-i bine și ce-i rău. Deci Duhul Sfânt aduce speranță. Aduce speranță că există o viață mai bună. Aduce speranță că există eliberare de sub robia păcatului. Aduce speranță, aduce o lumină diferită peste orizonturile, peste viitorul nostru. Putem să fim curați, putem să fim liberi de păcat, putem să fim o făptură nouă, cum s-a vorbit, putem să devenim fii, să avem acces la împărăție, la moștenire, la lucrurile care Dumnezeu ni le promite. Și cred că faptul că vorbește Hristos în voi, nădejdea slavei, Hristos locuiește în noi prin Duhul Sfânt, vorbește despre nădejde, o nădejde care aduce slavă, o nădejde care aduce viitorul în prezent. Vorbește despre ceea ce urmează să vină în plinătate, dar totuși avem și aici o speranță și avem și aici o experimentare și o realitate prezentă. Pentru mine e foarte mare speranță, mai ales când sunt în momente când mă cercetează Dumnezeu și mă atinge în timpuri de închinare, în timpuri de rugăciune. Parcă te trezești pe altă planetă, simți că e chiar o realitate prezentă în viața ta și aia vrea Dumnezeu să
ne dicteze viața, să meargă dinăuntru, în afară, din originea, din identitatea noastră. De acolo să operăm, de acolo să mergem. Frate Cornel, în afară de o înțelegere la nivelul minții, cum am încercat noi să explicăm în aceste aproape două ore de discuție, ați sugerat că este și, poate să fie și o dimensiune supranaturală a prezenței Domnului Iisus Hristos și a Duhului Sfânt în viața noastră. Ați experimentat ceva personal? Știu, poate ne dați așa un exemplu. Da. Pentru că vorbim, discutăm aceste lucruri și mulți vor lua, poate iau notițe, își notează, caută versete biblice și primesc informații prin această emisiune. Cred că mai mult decât slova. Slova nu-i de ajuns, știm toți. La școala biblică încurajăm pe studenți mai mult decât putem noi, prin cursuri și prin ce avem organizat, e prezența lui Dumnezeu. Cred că jumate din tot ce se întâmplă la școala biblică e prezența și atmosfera. E foarte important să ai o atmosferă de viață. E foarte important când mergi cu Dumnezeu în cămăruță să te dăruiești, să te lași condus de Duhul Sfânt, să intri în prezența lui în felul ăla încât viața să vină. Cred că Dumnezeu nu ne-a creat să trăim prin principii și prin concepte și prin idei. Ne-a creat să trăim prin viață. Foarte mult ne alimentăm din pomul cunoștinței, binelui și răului. Dar noi cred că ar trebui să fim flămânzi, el să devină mâncarea și băutura noastră. Asta merge dincolo de intelect. E vorba de închinare, de prăbușire, de contopire, de a fi copleșit de el, a trăi. Și le experimentăm des în închinare momentele alea, în rugăciune. Pe mașină am avut un timp extraordinar. Și am zis... Venind de la Cluj la Timișoara. Da, a fost extraordinar. Am avut șansa să vin cu un prieten și mă ducea pe gratis. O să te duc până în Timișoara. El era din oraș. Am zis, vreau să merg singur. Am avut eu motivele mele. Am vrut să am un timp mai aparte. Și cred că Dumnezeu ne așteaptă. Cămăruța e locul ăla tainic, locul ăla puternic, locul, cum spune Psalmul 91, în engleză îmi place că spune mai frumos, locul tainic al celui preanalt, locul ascuns, locul care... unde tronul coboară pe pământ, tronul slavei, puterea lui și viața lui, și acolo se întâmplă multe lucruri. Acolo vine revelația, acolo vine profeticul, acolo vin lucruri noi de la Dumnezeu, cuvinte de cunoștință, autoritate. Sper că ați făcut curios pe cei care au acceptat informații și gânduri și teologie despre identitatea Hristos. Da, frate Iuliu. Să vedem la Coloseni 3:3. Da. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Hristos în Dumnezeu, viața mea în Hristos. Ce înseamnă viața noastră este ascunsă? Dumnezeul nostru care este suveran, atot puternic, atot știutor și atot prezent, știe toate detaliile vieții mele. Nimic nu mă poate răni, vorbă, gest sau faptă, fără acordul lui. Am avut sentimentul acesta chiar azi. Am venit pe șoseaua Arad, Timișoara, și la câteva zeci de secunde înaintea noastră a fost o ciocnire între un tir și un autoturism. Autoturismul ars ca o torță. S-a blocat circulația, dar a fost doar cu... Noi eram aproape de autorismul la care eu putem să fiu. Ideea este următoare. Nu ne-a promis Dumnezeu că nu o să avem accidente. Dar pentru noi, care suntem fiii Lui, care avem identitatea în Hristos, zice, spune, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre. Apoi, în Romani 8 spune, toate lucrurile lucrează împreună spre binele, nu zice tuturor locuitorilor planetei, spre binele tuturor care, a oamenilor care iubesc pe Dumnezeu. Deci, identitatea mea în Hristos mă duce la iubirea de Dumnezeu. Dumnezeu îmi promite că tot ce se întâmplă lucrează spre binele meu. Repet, nu-i pentru toți locuitorii planetei, nu-i pe departajare confesională, ci toți care iubesc pe Dumnezeu, Dumnezeu le promite. Toate lucrurile le fac să conlucreze spre binele vostru final. Este această siguranță, este această ascundere în Hristos. În sensul acesta, că Dumnezeu e marele țesător. Chiar în Apologet, Ravi Zaharia vorbește despre marele țesător. Și acest lucru îmi dă bucurie zi de zi. N-am început să mă lamentez acolo pe șosea, wow, ce s-ar fi întâmplat, nici nu că ar fi că n-a pătruns în mine. Știam, viața e în mâna Lui. A pătruns în mine o nouă siguranță, o nouă bucurie. Viața mea e în mâna Lui. Sunt într-o siguranță absolută. Dacă El decide să ies, așa, așa ies. Deci, e un loc al siguranței. Este un loc al siguranței. Da.
O siguranță teoretice, practice, reale, spirituale, chiar fizice. În loc al siguranța al intimității în Hristos. Și referitor la, la rugăciune. Pavel are o rugăciune care se potrivește la ceea ce vrem noi. Efeseni, este rugăciunea aceasta pentru Duhul acesta de revelație. Și să cităm Efeseni, capitolul 1, versetul 17 și în continuare. Și mă rog ca Dumnezeu, Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Adică să-L cunosc pe El și ceea ce am în El, în Hristos. Pentru asta trebuie să mă rog. Și Pavel se ruga pentru biserică, pentru asta. Să primească un duh de descoperire, de înțelepciune. Și a doua parte a rugăciunii Pavel. Și să o lumineze ochii inimii. Mulți au ochi foarte buni. Nu au nevoie de ochelari deloc. Dar la ochii inimii sunt orbi. Trebuie să ni se lumineze ochii inimii. De ce? Ce să vedem? Să pricepem speranța chemării Lui, să pricepem bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți. Adică să înțeleg ce am eu datorită identității mele în Hristos, ce moștenire am în sfinți și să pricep care este față de Lui credincios și nemărginit de mărime a puterii sale. Să pricep că există o putere la dispoziție. E puterea învierii. Și pentru asta am nevoie de ochii inimii. Pentru asta noi să rugăm. Doamne, luminează-ne ochii inimii să înțelegem speranța chemării, bogăția, glorie moștenirii tale în sfinți și nemărginit de mărime față de noi. Și dă-ne un duh de descoperire. Era rugăciunea lui Pavel, era modul lui de a se ruga pentru biserică. Pentru că Pavel a înțeles ce înseamnă duhul de descoperire în ce privește identitatea în Hristos. Pavel a înțeles ce înseamnă ochii inimii să vadă, nu doar ochii tăi fizici. Pentru asta să ne rugăm acum, numai peste un minut, ca lucrurile care le-am discutat acum să lucreze în inima multor români și trupul Hristos din România să primească înțelegerea și revelația asupra ce înseamnă identitatea în Hristos. Și înainte de a ne ruga, am primit foarte multe cereri de rugăciune. Mai peste vreo 20 de minute să ne rugăm pentru cererile dumneavoastră. Ne puteți în continuare da telefon la numele de telefon de pe ecran sau trimite un e-mail. Colegile noastre vor lista acele e-mail-uri și vor aduce punctele de rugăciune. Haideți să ne rugăm când Domnului vă călăuzește și cred că suntem în același duc. Dacă, fratele, ne putem eventual ridica în picioare și... Tată Ceresc, te rugăm să dai peste copiii tăi din România, din diaspora. Rugăm în primul rând pentru cei de senuși. Rugăm să dai un duh de înțelegere, un duh de descoperire, un duh de înțelepciune, să înțeleagă cine sunt în Hristos, să înțeleagă ce înseamnă identitatea în Hristos. Pentru aceasta dă-le duhul tău de descoperire. Ne rugăm ca și Pavel. Și rugăm să lumineze ochii inimii, Doamne. Să înțeleagă speranța chemării, să înțeleagă cine sunt ei ca și moștenitori în Hristos Iisus, să înțeleagă care este moștenirea Sfinților în lumină. Te rog, Doamne, deschide-le ochii inimii, luminează-le ochii inimii să înțeleagă nemărginita mărimea puterii tale, Doamne. Trupul tău, biserica ta din România, să nu fie un trup care să nu înțelege identitatea și peste care se revarsă un nou duh de înțelepciune, un nou duh de descoperire. Amin, și mai ales acum, te rog, în numele Lui Iisus, atinge-te de ochii inimii fiecărui credincios în Hristos Iisus în această țară. Amin. Și de ce nu extind pentru acest continent care se scufundă în tuneric pentru Europa aceasta? Atinge-te, Doamne, ne rugăm pentru credincioșii în Hristos Iisus, ochii inimii să vadă. Ochii inimii să cadă, Doamne, solzi, să vadă. Tu ai vindecat orbi, Doamne. Acum te rog să deschizi, să lumineze ochii inimii. Dar își cerem altfel de vindecare. Să vadă moștenirea lor. Să vadă ce înseamnă identitatea lor în Hristos. Să vadă că este putere în această identitate. Că este responsabilitate în această identitate. Și cerem în numele Lui Iisus. Și să mulțumim în numele Lui Iisus. Amin. 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 Tată, în numele Lui Iisus, să-ți cerem, o Doamne, ca copiii tăi, o Doamne, să vadă că au o chemare, o Doamne. Mă rog să-și cunoască chemarea, să-și cunoască moștenirea, amin, să-și cunoască puterea care au, amin, și autoritatea în Tine. Tată, mă rog să iei vălul jos, amin, de pe ochi, amin, să dai inimi care au ochi, inimi care au urechi, amin, copiilor tăi, amin, amin, să trezești, Doamne, Duhul în copiii tăi, o Doamne, amin, să devină fii și fiici, o Doamne, amin, nu doar bebeluși, nu doar copii plutind încoace și încolo, Tată, ci oameni maturi cu o identitate nouă. Amin. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile sunt noi. Mă rog, Tată, să arunci trecutul în trecut, amin, să dai la o parte orice sechele ale trecutului, orice întuneric, orice încălceală, Doamne,
să aduci un dud de revelație, un dud de putere, să aduci destine noi, să descoperi chemări, să descoperi moștenirea ta, puterea ta, Doamne, și lucrurile care Tu le ai pentru națiunea noastră. Mă rog pentru destinul României, Tată, și Tu să-L descoperi. Mă rog, Tată, ca fiii Tăi să se ridice, fiicele Tale să se ridice și armata Ta să fie gata, Doamne, să ducă țara în promisiunile Tale și în Canaanul Tău, Doamne. Îți mulțumim, Tată, că Tu vei face aceste lucruri. Mulțumim. Cerem un dud de revelație, un dud de descoperire și de putere peste generația aceasta. Amin. În numele Lui Iisus. Amin. 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 O scurtă secvență, o rugăciune de la Școala Biblică Hristos pentru România, după care o să continuăm cu ultima parte a emisiunii. Da, Tată, să mulțumim în numele Lui Iisus Hristos că România se ridică. Tată, să mulțumesc în numele Lui Iisus Hristos că România se ridică la ceea ce Tu ai chemat-o să fie, Tată. Tată, să mulțumesc că România este o țară binecuvântată, Tată. Tată, să mulțumesc că n-o să ne mai uităm în trecut, Tată, și să mulțumesc că o să ne uităm înainte, Tată. Tată, să mulțumesc că noi privim înainte, Tată, privim înainte la crucea Ta, Tată, și spunem, Tată, că crucea Ta se înalță peste România. Tată, îți mulțumesc că crucea Ta se înalță peste România. Îți mulțumesc, Tată, că Tu vrei, Tată, să faci curățenie țară, Tată. Îți mulțumesc, Tată, că Tu vei face o schimbare, Tată, din locurile înalte, Tată. Îți mulțumesc, Tată, că lucrul acesta se va face, Tată, inclusiv din Parlament, Tată. Tată, declarăm, Tată, sfințire, Tată, pentru țara aceasta, Tată. Tată, declarăm, Tată, sfințire și curățire, Tată, peste această țară, Tată. Da, Tată, vrem, Tată, ca orice bal înălțat, Tată, orice idol, Tată, vrem, Tată, să dărâmăm aceste altare. Singurul Domn ești Tu, Tată, înălțat în această țară, Iisus. Te înălțăm pe Tine, Iisus, da, Tată. Îți mulțumesc că urechile se deschid peste România, Tată. Declar, Tată, că urechile se deschid și ochii spirituali se deschid. Toate canalele înfundate se deschid, Tată, se deschid, Tată, se deschid, Tată, și revelația al fierii vine în numele Lui Iisus, Tată. Îți mulțumesc, Tată, că noi nu trebuie să ne luptăm să primim ceva că am primit deja, Tată. Îți mulțumesc că ne-ai binecuvântat deja, îți mulțumesc că ne-ai înfiat deja, îți mulțumesc că ne-ai acceptat deja, Tată. Declar, Tată, că România e o țară acceptată, Tată, cu Duhul fierii, Duhul fierii vine. Deja, Duhul Vierii a venit deja, acceptarea este, Tată, declar că revelația Ta vine, Tată, revelația Ta vine, Tată, revelația Ta vine, Tată, și primim, Tată, primim, Tată, primim, Tată, fiecare om, Tată, să primească asta, Tată, orice mentalitate de rob care trebuie să muncească pentru binecuvântări, pentru acceptare, pentru dragoste ruptă în numele Lui Iisus, Tată. Și revelația credinței vine, revelația credinței vine, 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 tot ce-i infundat se desfundă în numele Lui Iisus, oasele moarte prin viață în numele Lui Iisus. O scurtă secvență de la un program de capelă la Școala Biblică Hristos pentru România și eu am fost surprins de coincidența divină. A fost rugăciune exact despre, pentru Duhul de înfiere și înțelegerea aceasta a cine suntem în Hristos. Și am remarcat că toți cei care s-au rugat dintre elevii Școlii Biblice au folosit foarte des cuvântul Tată și cu oarecum o confirmare a ceea ce se spunea la început. E o învățătură, o deschidere pe care voi o dați la Școlii Biblice pentru România, pentru a... Nu în mod... Nu în toate bisericile se roagă folosind direct și intim și... Da. Cred că e biblic. Domnul Iisus ne-a învățat să ne rugăm Tatăl nostru, să nu excludem pe nimeni, să ne rugăm la plural și la Dumnezeu ca Tată prin Iisus Hristos. Nu, dar eu cred că la Școala Biblică Dumnezeu ne cheamă să ridicăm fii și fiice. E o chemare, Dumnezeu vrea o identitate nouă, o identitate de moștenitor, nu de rob, nu de sclavi. Doar cei care au intrat în identitatea nouă din poporul Israel au putut să meargă în țara promisă.
Și punem un pic accentul în zona asta, trebuie să-ți găsești identitatea, trebuie să-ți cunoști chemarea, trebuie să ai un dud de revelație, trebuie să cunoști voia Tatălui, să auzi vocea Lui, oile mele ascultă glasul meu, nu merg după un stăpân. Punem un pic de focus pe lucrurile astea ca omul să ajungă să intre într-o legătură directă și intimă cu Dumnezeu. Aia vindecă și întregește viața omului. Apropo de vindecare, pentru că foarte multe bilete se referă la vindecare, poate și rugăciunile care vor fi făcute în seara asta și poate de aici încolo la Alfa Omega TV, de noi aici împreună cu cei care ne scriu, vor căpăta o altă conotație sau o dimensiune suplimentară. Cred că mulți o să începem să ne rugăm mai mult de pe o altă poziție, aceea de Fiul lui Dumnezeu, înțelegând un nivel de autoritate care ne este conferit prin identitatea noastră în Hristos. Și cei care ne-au trimis bilete pentru vindecare sau pentru cauze specifice, aș vrea să-și pregătească inima și mintea pentru minutele următoare și, dacă sunt copii al lui Dumnezeu, pentru că majoritatea sunt cei care ne-au scris, să se pregătească de a se ruga poate altfel în autoritatea pe care le este conferită de acest statut. Să vorbim puțin despre autoritate înainte de a ne ruga pentru bilete. Cam ce credeți că putem să vorbim pe parcursul a 15 minute? Ați vorbit deja despre un loc ceresc în care Dumnezeu ne-a pus să ședem. În altă parte se vorbește despre dreapta Tatălui, unde suntem împreună cu Hristos. Până atunci, până vă gândiți la câteva comentarii, eventual am să citesc câteva din cererile care au venit, ca să fiți sigur că toate cererile prin telefon, încă mai pot să mai vină cereri, încă 10-15 minute, le vom cuprinde rugăciune. Cineva este depresie din județul Bihor, eliberare de farmece și mântuire, neliniște, părinții nu lasă pe o fică să meargă la biserică să se pocăiască, mântuire, căsătorie, ca Dumnezeu să-și împlinească planul, cineva din Suceava, din Maramureș, un accident de mașină, din Șuncuiuș, probleme în relații în familie, eliberare pentru fii, mântuire, boală, vindecare, cineva din Cluj, din Hunedoara, mulțumesc Domnului că a vindecat fetița de inimă, visuri care o chină noapte, influențe demonice, o soră, botezul cu Duhul Sfânt, mântuirea familiei, loc de muncă, probleme în care dependență de țigări, cineva care este botezat, eliberare, mântuirea copiilor, scleroză în plăci, cineva cu numele de Daniela din Vrancea, loc de muncă, cineva din Spania, bolnav, locuri de muncă, o boală care nu poate fi diagnosticată, din Bistrița Năsăud, vindecare, inima, plămâni, glande, din Cara Severin, financiară foarte grea, mântuire. Aș vrea să fiți sigur, din Alești, o soră Viorica, sănătate, familia ei de 9 membri din Maramureș, mântuire, probleme cu familia din București, maturizare spirituală, cere cineva, probabil după ce a auzit emisiunea de astăzi, soțul ei bolnav de cancer, tensiune, hernie, reumatism, cineva din Oravița, mântuire, liniște în suflet, accident vascular, nu poate vorbi cineva. Situații care poate în rugăciune le vom aborda altfel de pe o poziție conștientă, de pe o poziționare conștientă în Iisus Hristos. Deci despre autoritatea în Hristos. Câteva cuvinte. Hristos subliniază că are autoritatea împărăției lui Dumnezeu. Luca 11:20. Dar dacă eu scot draci cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. În altă scriptură spune, vindecați pe bolnav și spuneți împărăția lui Dumnezeu. Deci împărăția lui Dumnezeu are autoritatea împăratului. Hristos are toată puterea în cer și pe pământ. Deci are toată puterea la Alești, toată puterea la Cluj, are toată puterea. Deci pentru Hristos, noi vrem să rostim cine are toată autoritatea în toate aceste puncte din spațiu. Hristos are toată autoritatea. Unii au spus, localitatea l-a spus. Și Hristos are autoritatea peste toate problemele. Noi ne adresăm unui Hristos care are toată autoritatea. Autoritatea este a Lui.
Noi ne rugăm în numele Lui. Peste cazurile de boală, tensiune, relații, dependențe, nu numiți dependențe, relații rupte, tensiuni, nevoi, probleme de maturizare. Dar autoritatea, și de ce Hristos a dat autoritatea? După ce a murit în locul nostru, pentru păcatele noastre, după ce a învins moartea și a înviat, este autoritatea celui înviat. Și această autoritate noi trebuie prin credință o acceptăm. Deci nu este autoritate teoretică, este autoritate globală, dar și în detaliu. Hristos are autoritate peste necazul meu, are autoritate peste problema mea, autoritate peste tot ce s-a spus aici. Și pe care ne-a delegat-o nouă. Sunt versete biblice. Și aducem numele Lui. Da, în Luca 9, adică 10 cu 17, cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis: Doamne, chiar și dracii sunt supuși în numele Tău. Iisus le-a zis: am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Când noi mergem și scoatem demonii, când noi mergem și vindecăm bolnavi, când noi mergem și, cum ne-a spus Domnul Iisus, vindecați bolnavi, scoateți afară dracii, înviați morții, propovediți Evanghelia, fără plată ați primit, fără plată să dați. Spune mai departe: iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpioni. Nu e vorba despre șerpi ăștia fizici, și peste scorpioni și peste toată puterea vrăjmașului, și nimic nu vă va putea vătăma. După aceea ne încurajează totul să nu ne bucurăm de putere și autoritate. Eu cred că aici e un lucru care aș vrea să-l subliniez. Dat-o a fost partea lui Dumnezeu. Când le-a dat Dumnezeu țara, le-a dat-o, dar luat-o a fost partea lor. De multe ori noi ne rugăm plângăcios, ne rugăm ca niște cerșetori. Aia nu e poziție de fiu, e poziție de rob. Dar nu ne rugăm în autoritate și foarte important să ne luăm poziția de fiu, de îndrăzneală. Avem îndrăzneală la tronul Harului, fiindcă l-avem pe El acolo, fratele nostru, părintele nostru, Dumnezeu, Tatăl e acolo. Putem să intrăm și aș vrea să încurajez pe frați, pe toți care au probleme, să se roage dintr-o poziție de îndrăzneală, să se roage dintr-o poziție a versetelor citate. V-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii. O boală e un șarpe, o scorpie. O nevoie, o problemă materială, fizică, poate să fie o lucrare a celui rău și trebuie să o nimicim. Și cum spunea fratele Iuliu, avem autoritate, avem putere, dar luatul niciodată nu o să fie partea lui Dumnezeu. Datul e partea Lui, luatul e partea noastră. E foarte important să luăm prin credință și într-un mod, o credință care are autoritate e una agresivă, e una care pune mâna, apucă. Și... Da. Spun ceva. Recent am aflat un lucru pe care nu l-am știut. Care au fost ultimele cuvinte ale lui Vorbrand, Richard Vorbrand? Nu știu. Cei 10 mari români. Fiți agresivi. Amin. Într-un fel, cei care ne-au scris aici cererile de scrisoare și cei care ne-au scris în cursul săptămânii trecute, pentru că în ultimele zile au venit mult mai multe cereri. Sunt aici și astăzi, mă rugați pentru ele. În fond, majoritatea sunt credincioși. Da. Au conștient sau nu, o poziție de autoritate asupra acestor probleme care ni le dau. Sigur că să ne unim în rugăciune cu ei, dar asta vreți să faceți, să le stârniți gândurile și să-i faceți conștienți că altfel trebuie să se roage pentru aceste probleme de pe o altă poziție de autoritate. Și este și, mi-am notat și versetul din Matei 28, 18 cu 19, toată puterea în sensul de autoritate mi-a fost dată în cer și pe pământ și după aceea duceți-vă și faceți ucenici în toate neamurile. Deci, din nou, ideea delegării unei autorități... Și autoritatea derivă din identitatea noastră în Hristos. Dacă eu sunt cu Hristos în locurile cerești, dacă eu sunt ascuns cu Hristos în Dumnezeu, este autoritatea poziției. Este autoritatea reală. Nu e fictivă. Deci autoritatea aceasta nu este fictivă, dar se leagă de Hristos, în Hristos. Acolo este. Și este totală, nu este parțială. Este toată puterea, toată autoritatea. Totală și continuă. Nu vor fi alegeri din 4 în 4 ani pentru autoritatea lui Hristos. E totală, continuă și veșnică. Da. Orice credincios, eu cred că are multă autoritate. Problema e că trebuie să-și o folosească, să intre în ea. Și să insiste. Perseverența, cred că e o altă cheie a autorității. Auzim puțin despre ea. Să nu renunți, să nu te dai bătut, să știi că e promisiunea ta, să știi că e pâinea copiilor, cum a venit femeia la Iisus și căței mănâncă de la masa stăpânului. Adică n-a cedat, n-a renunțat ușor. Perseverența ei a adus puterea lui Dumnezeu în viața ei. Și mai este un verset din Roman 5 cu 17, cel născut din nou, cel cu identitate, va domni în viață
prin acel unul singur care este Iisus Hristos, cumva și cei care au astfel de probleme în fond, ei domnesc peste viața lor, autoritate peste viața lor și inclusiv peste aceste probleme. Domnește în viața ta personală, în primul rând, și peste alte situații, dar ta personală prin Iisus Hristos și poți prezența lui Dumnezeu în tine. Ce să vă mai întreb înainte de a ne ruga, de ce credeți că în trupul lui Hristos din România sunt atâtea boli? De ce credeți că problema aceasta autorității nu este foarte mult discutată, predicată? Circulați în multe biserici și cred că subiectul acesta este mai puțin abordat. Aveți așa un gând legat de asta? Frate Iuliu, știu că sunteți invitat în multe biserici și sunteți în relații cu foarte multe confesiuni creștine. Dacă mergem după Scriptura care se referă la cina Domnului, este o remarcă interesantă. Nu puțin dorm. Letargia aceasta derivă din o relație câteodată de totală indiferență față de Domnul. Când noi nu mai ardem după Domnul, nu mai suntem în dragostea aceea din tăi, Domnul derivă pentru noi ceva pe locul doi și altceva ia locul Domnului. Idolatria aducea în poporul Israel, deschidea fereastra spre blestemul de la... Problema este, noi nu mai lăsăm pe Domnul pe primul loc în viața noastră. Nu mai este nu are în toate lucrurile întâietatea. Și atunci deschidem ușa pentru altceva. Deci primul răspuns, noi deschidem ușa pentru altceva. Noi suntem cei care... Când nu-L mai lăsăm pe El pe primul loc, îl punem altceva, acel lucru este idolatrie pentru noi, pentru că orice nu-i pe primul loc e idolatrie. Al doilea răspuns, spune Scriptura că în toată lumea zace în cel rău, fiindcă trăim într-o lume rea. Nu suntem insensibili la această lume rea. Spune în Ieremia, rugați-vă pentru fericirea cetății, căci fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Este o interdependență. De aceea noi trebuie să căutăm mai mult binele localității, binele țării, pentru că fericirea mea atârnă de fericirea țării. Fericirea mea atârnă de fericirea localității. Și aceasta este o dovadă de totală indiferență. Nu mă interesează ce se întâmplă în țară. Nu mă interesează ce se întâmplă în România. În loc să mă rog pentru oamenii politici îi înjur. Inadmisibil. A doua fereastră este această neglijare a interdependenței. Lumea zace în cel rău. Eu nu sunt imun. De exemplu la poluare. Nu sunt imun la otrăvirea populației prin N metode. Nu sunt imun. Și a treia fereastră, Dumnezeu ne poate lăsa să fim încercați ca și eu. Pur și simplu. Da. La Iov nu a fost nici problema interdependenței cu mediul, cu național sau local. N-a fost nici măcar ideea că n-a lăsat pe Dumnezeu pe locul doi. Pur și simplu a fost o încercare. Am enumerat doar trei. Putem să spunem, Doamne, nu se poate să închizi ferestrele. Înainte de a ne ruga... a fost o întrebare care mi s-a pus pe teleprompter legat de identitatea în Hristos și de modul în care o spirit de religiozitate poate să afecteze identitatea noastră. Parțial ați răspuns, dar poate mai nuanțați, frate Iulius sau frate Cornel. Atunci când religia este pe locul întâi și Hristos este pe locul doi, religia devine idolatrie. Și atunci se deschide ușa spre duhurile întunericului. Să nu uităm, Hristos a fost răstignit de Roma, adică nu romanii au fost, ci au fost oameni religioși. Orice lucru, chiar religia, chiar identitatea confesională, dacă ia locul 1 în viața mea, poate fi un lucru care să ducă la idolatrie. Când Dumnezeu vrea pe locul 1 să fie, Hristos vrea Duhul Sfânt. Toate celelalte vin după aceea. De aceea noi trebuie să fim atenți. Hristos în toate sebe întrețe. Apoi vin celelalte identități. Dacă nu, vedem în Vechiul Testament, pentru idolatrie evreii ce au primit. Da. Dacă mai aveți un ultim gând, aș vrea, am așa ca o întrebare mai generală. Am vorbit mult, mult despre Iisus Hristos. Noi, creștinul Iisus Hristos, El în noi, noi vorbim mult despre Iisus Hristos în zona evanghelică, Iisus Hristos ca o persoană. Aici am vorbit foarte mult despre Iisus Hristos ca poziționare a noastră. Ați putea așa să trageți
o concluzie sau o nuanțare în zona asta. Poate întâi mulți, Cornel și apoi... Poate mulți, vorbim tot timpul în Hristos. El este o persoană, în primul rând, așa cred ne rugăm începe, în bisericile noastre. Cred că îi o poziție, dar trebuie să devină o experiență. Tot ce e în Dumnezeu, poziție, chiar și neprihănirea, o primim ca poziție, după aceea trebuie să fie un transfer. Natura divină trebuie să ia loc în noi. Caracterul lui Dumnezeu care se formează în noi, neprihănirea. Deci nu e doar una pozițională, la fel și Hristos. În primul rând avem un drept legal în El. Suntem în Hristos, într-un mod legal, dar după aceea ce e legal trebuie să devină experimental. Eu cred că să trăim o viață de biruință, să avem autoritate cu adevărat, să fim moștenitori, să fim fii, acel pozițional devine actual, acel potențial devine ceva real. Nu-i numai poziție și nu-i numai ceva după care ne ascundem, ci ceva care devine o practică, o realitate pentru noi. Și aia e procesul de maturizare, acolo se merge. Dumnezeu vrea noi să ajungem, să devenim acei fii. Nu doar să fim numiți fii, El ne numește fii, El ne vede prin speranță, El ne vede glorificați. În Romani 8 se vede asta, am citit de două ori săptămâna trecută, fără să știu că vine aici. Și am fost fascinat, Dumnezeu ne vede deja glorificați, dinainte să fim mântuiți. El te vede, dar tu trebuie să umbli și să existe acel transfer real, că numai prin credință vine. Amin. Și de autoritate am vrut să spun trei lucruri care sunt că-s foarte importante. În Luca 9 spune, Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere și stăpânire sau putere și autoritate peste toți dracii să vindece bolile. Avem autoritate multă, ne-a dat multă ca ucenici ai Lui, dar sunt grade și nivele de autoritate și asta depind foarte mult de discernământul care îl avem în situația respectivă. Cu cât ești mai profetic într-o situație, ai mai multă autoritate. Cu cât înțelegi mai bine care e voia lui Dumnezeu, ai mai multă autoritate. Face diferența dacă te rogi. Am văzut o femeie ridicată din cărucior cu rotile. Am văzut lucruri puternice. Am văzut o femeie la tabără, probabil că și tu ai fost, Iuliu, în 2000 sau în zona aia. A lăsat cârjele și a plecat. Am văzut lucrări mari, am văzut multe eliberări. Dar în zona aia discerni voia lui Dumnezeu. Cu cât o vezi mai clar, cu atât ai mai mult rezultat. După aceea, cu cât de mult îmbrățișezi crucea, cât de mult funcționează crucea în viața mea, lepădarea, identificarea cu Hristos, despre ce am vorbit. Și un alt lucru, biruința personală. În zonele în care n-am biruință personală, diavolul știe. Nu pot să exercit autoritate. Asta e foarte real ce zic acum. Discernământ, cruce și biruință personală. Sunt ingrediente care îți determină gradul, nivelul de autoritate. Și cred că Dumnezeu vrea să creștem, ne vrea să o avem din plin, vrea să o folosim care o avem. Cred că mulți nu-și folosesc cât au. Asta e problema mai mare în România. Ca o finalitate la ideea aceasta de identitate și autoritate, 2 Corinteni, capitolul 3, cu 18, noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui. Din slavă în slavă, prin Duhul Domnului, finalitatea pe care o urmărește Domnul cu noi, înțelegând identitatea și folosind autoritatea, să fim schimbați în același chip al Lui. Asemănarea cu Hristos e finalitatea pe care trebuie să o urmărim. Și pentru aceasta, Duhul Domnului este persoana care lucrează și merge din slavă în slavă, din glorie în glorie. Deci, asemănarea noastră cu Hristos devine tot mai clară cu cât ne înțelegem identitatea în Hristos și folosim autoritatea care este în Hristos. Aș contribui și eu la această discuție înainte de a ne ruga. Într-o carte pe care noi distribuim aici la Alfa Omega, Autoritate în rugăciune, Daciți, enumeră 7 puncte, probabil sunt câteva care se regăsesc în cele 3, dar primul dintre ele, și pe acesta îl citesc, primul principiu care determină nivelul nostru de autoritate în rugăciune este pur și simplu relația noastră cu Hristos. Așa ca un punct de plecare. Cu tot ce implică și continuă mai departe. Aș propune să ne rugăm în continuare, timpul trece și am vrea să ieșim din emisiune în probabil în câteva minute din această transmisie. Înainte de a citi poate încă câteva bilete care au venit, dacă mai sunt în regie alte cereri de rugăciune, aș vrea să fie așa o încurajare pentru dumneavoastră. Am primit și câteva, de la emisiunea trecută, câteva reacții speciale. O soră, Florica din Petroșani, spune că la emisiunea trecută, ne-am rugat aici simplu în studio,
Domnul a eliberat-o de depresie în urma o rugăciune care a fost făcută aici. O altă soră din Chimleu, Silvaniei, îmi spune, soțul a avut un accident vascular, trebuia operat și la ultima emisiune live a sunat aici pentru rugăciune și soțul a fost vindecat, a fost la spital și nu mai trebuie să fie operat. Din Spania, tot așa, ne urmărește pe internet și mai multă lume se unește tot mai multă rugăciune cu noi și se exercită, se exercită credința și sper eu după această emisiune și autoritatea conștientă în Iisus, în Iisus Hristos. Pentru asta ne pregătim să ne rugăm, am să mai citesc câteva cereri de rugăciune care au venit din Mărășești, bolnavă cu inima cineva, o soră Viorica din Cluj pentru sănătate, bolnav cu plămânii, o soră Floare, cineva tot din Cluj, crede că este vorba de un blestem peste generații, peste viața ei. Citesc aceste lucruri în aceeași idee pe care ați enunțat-o aici. Avem autoritate în Iisus Hristos peste toate aceste probleme, toate aceste șerpi și scorpii de care spuneați, indiferent că probleme de sănătate sau blestem sau influențe demonice, probleme de sănătate, tot sănătate din Satu Mare, din Oradea, foarte bolnavă, plus depresie, din Alba Iulia, are un băiat rătăcit de la credință, duh de băutură, cineva din zona Hunedoara, are conflicte cu vecinii și a fost bătut, darul tămăduirii, se roagă cineva, schizofrenie, din Teleorman, eliberare de toate patimile, cineva din Bihor, din Cluj, din nou, de un an și patru luni, un băiețel cu probleme de sănătate, din Timișoara, tot probleme de mântuire, vindecare trupească. Rugăciune. Sunt multe lucruri din Bistrița, sănătate, mântuire, din Timișoara. Da, ok. Sunt și foarte multe e-mail-uri, vindecare de plină, viroze respiratorie, cineva cu numele de Daniela, și așa mai departe. Efectiv, o paletă să mă las de fumat, cineva dorește atențiune, Brașov, diabet, din Brașov, cineva cu diabet, probleme de familie, unitate în familie, cineva care chiar azi ne-a trimis un e-mail, eu l-am listat acesta, Gheorghe, din Arad, sunt bolnav de cancer, 3 puncte, în fază terminală. O boală numită tetralogie, cineva din Brașov, dureri reumatice pe genunchi, cineva, și așa mai departe. Sunt foarte multe, am vrut să fiți sigură din Mangalia, cancer colon. Am vrut să fiți, să vedeți paleta largă de nevoi care sunt în trupul lui Hristos, în trupul lui Hristos în majoritatea. Și am vrea să ne rugăm, cum Domnul vă călăuzește, dar cum vă spuneam la început de data, să facem poate o altfel de rugăciune, să vă provocăm pe dumneavoastră să vă luați autoritatea pe care o aveți. În primul rând în viața și în trupul dumneavoastră și în problemele și în familia dumneavoastră, pentru că acolo aveți primul cerc de autoritate, este în proximitatea dumneavoastră, dincolo de problemele care vizează poate pe alții. Dacă aveți un ultim gând și după care o să ne rugăm. Vreau să zic legat de rugăciune. Da. E foarte important să, când te ajută cineva în rugăciune, să stai tu în picioare. E greu să ajuți pe cineva care stă jos. Vreau să încurajez pe cei care sunt în nevoi să stea în picioare, să-și ridice credința la un nivel înalt. Dumnezeu vrea să dea multă biruință. Dumnezeu vrea să aducă multă vindecare și multă eliberare. Dar îi încurajăm să ne unim, să putem să intrăm într-un duh de unitate. Să lase ca Duhul lor să stea în picioare, să se ridice. Avem în locurile cerești vindecare, avem biruință în locurile cerești, avem putere în locurile cerești, avem autoritate. Trebuie să ne ridicăm acolo. Și numele lui Iisus. Da, și numele lui Iisus de orice nume. Da. Adică autoritatea lui, da. Mai pe sus de orice autoritate. Da. Ok, haideți să ne rugăm. Poate, poate frate Iulie, poate poți să începi. Tatăl nostru, Dumnezeul nostru, Ava, toate cauzele, toate problemele, le aducem înaintea ta în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Da, Tată. Credem și mărturisim că El are toată puterea în cer și pe pământ. Credem și mărturisim că El are autoritate dincolo de orice autoritate, deasupra oricărei autorități. Și în mod deosebit, mă rog pentru mântuire, cauzele de mântuire, dă mântuire, despietrește inimi, Doamne Dumnezeul meu, fă să cadă solzi, să vadă oamenii că Iisus Hristos este Mântuitorul. Păi mă rog pentru cei ce sunt legați de funii, de vicii diverse, de puteri demonice, de dependențele substanței.
rostim dezlegare, cerem dezlegare în numele Lui Iisus, dezleagă-i, eliberează-i, Doamne Dumnezeul meu, pentru că Tu poți elibera degetul lui Dumnezeu, să elibereze, Doamne Dumnezeu. Amin. Te rugăm pentru cei bolnavi. Da, Tată. Tu ai toată autoritatea și peste cei bolnavi. Da, Tată. În numele Lui Iisus, cerem tămăduire. În numele Lui Iisus, cerem tămăduire pentru toate aceste cauze, Doamne. Cerem tămăduire pentru gloria Lui Dumnezeu, Doamne. Tu poți tămădui, tămăduiește, Doamne. Da, în numele Lui Iisus cerem tămăduire, Doamne. Amin. Amin. Tată, în numele Lui Iisus cerem vindecare, Doamne. Cerem ca numele Tău să fie înălțat, Doamne. Amin. Doamne, aceste boli sunt spre lauda Ta unele din ele. Mă rog, Tată, în numele Lui Iisus pentru dezlegare, Doamne. Amin. Dezlegăm vindecarea Ta și poruncim vindecare. Unde-s bol, declarăm vindecare. Declarăm viață și sănătate. Unde sunt coșmare, declarăm că nu vor mai fi în numele Lui Iisus. Unde sunt blesteme, le rupem. Amin. Le rupem în numele Lui Iisus. Amin. Declarăm că blestemele nu au loc. Amin. Nu au loc peste copiii Lui Dumnezeu. Amin. Coșmarele nu au loc, dependențele nu au loc. Amin. Declarăm un Duh de putere, un Duh de chipzuință. Te rugăm, Doamne. Declarăm, Tată, viață, viața Ta vine. Aleluia. Rupem tot ce-i murdar, tot ce vine de la cel rău. Amin. Declarăm viață și sănătate. Amin. Declarăm, Tată, și prosperitate financiară, Tată. Amin. Tată, cei care nu au bani, mă rog să-i binecuvântezi, Tată. Amin. Amin. Mă rog, Tată, să intervin în fiecare situație. Ne unim împreună cu Sfinții Tăi, cu cei care sunt în nevoie și noi aici. Amin. Și cu alții. Ne unim, Tată, să rupem orice blestem, Amin. Orice putere a Întunericului Amin. Și orice lucru rău, Doamne, și declarăm binecuvântări, declarăm favoare, declarăm Amin. Vindecare și Amin. Viață. Amin. În numele Lui Iisus. Amin. 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 Gloria Lui Iisus. Putem să mai stăm un minut? Dacă aveți așa un ultim gând, eu vreau să vă mulțumesc că ați fost la această emisiune atipică în ultima vreme, doar ne-am rugat și am avut emisiuni mai simple. A fost o emisiune, cred eu, care s-a vrut una de revelație și de înțelegere a ceea ce înseamnă poziționarea noastră în Iisus Hristos. Iar dumneavoastră, dacă în urma acestor rugăciuni și în urma acestor discuții ați avut o înțelegere a lucrurilor, ați avut o experiență specială, Dumnezeu v-a atins, v-a dat o rezolvare, dați-ne un telefon, trimiteți-ne un e-mail ca să fie o încurajare și pentru și pentru alții. Așa aș vrea pe parcursul unui minut să spuneți câte un gând după această emisiune maraton care cât se apropie de sfârșit, frate Iuliu, frate Cornel. Hristos este Domnul Domnilor și frumusețea frumuseților. În El îți descoperă identitate de om frumos. În El îți descoperă identitate de om răscumpărat. Și în El îți descoperă identitate de Fiul de Dumnezeu, de copil al lui Dumnezeu. Și Duhul acesta care a pus Dumnezeu noi ne face să strigăm Ava, cuvântul aramaic. Cel mai dulce cuvânt din vocabularul Iisus a fost Ava, tăticuțule, tată. Să rămânem cu cel mai dulce cuvânt din vocabularul Iisus. Ava să fie cu voi. S-a spus mult, bine, foarte adevărat. Cred că Dumnezeu vrea să fim copleșiți de El. Nimic din tot ce-a creat El nu e mai frumos decât El. Nimic. Dumnezeu e net superior la toată creația. Dumnezeu e fascinant, Dumnezeu e copleșitor. Dumnezeu vrea să spunem ca David, mai mult faci o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Mai degrabă în pragurile casei Lui decât în corturile răutății. Vreau să încurajez pe toți creștinii să-și găsească toată viața și sursa lor de existență în El. El e originea, El e identitatea noastră, El e viața noastră. El e tot ce avem nevoie. El ne-a creat cu golurile care le avem ca să ni le putem umple din El. Și vreau să spun, Dumnezeu nu are daruri rele. Dumnezeu are doar daruri bune. Dacă noi, care suntem răi, știm să dăm daruri bune, cu cât mai mult Tatăl nostru ceresc, El nu are doar decât daruri bune pentru noi, ca să rupă anumite tipare, că suntem sub blesteme sau cea. Dumnezeu are doar daruri bune pentru noi, pentru fiecare dintre noi și fiți binecuvântați de El. Amin. Mulțumesc că ați acceptat să participați la emisiunea noastră. Vă spuneam așa pe scurt la început acestei emisiuni, aveam alte planuri pentru această seară, altă temă pregătită, dar rugându-ne pentru această emisiune mai cu vreo săptămână, Dumnezeu ne-a schimbat planurile și ne-a zis, e nevoie de o emisiune despre identitate, despre cine sunt eu în și cine sunt
ce înseamnă a fi copil al lui Dumnezeu, pentru că de pe altă poziție, dacă acest lucru va fi înțeles în trupul Hristos din România, de pe altă poziție vor curge și alte emisiuni, după aceea inclusiv Nevoi de Vindecare. Și a fost surprinzător, v-am dat un telefon așa în grabă fiecăruia și ați acceptat fiecare instantaneu. Cred că Domnul v-a pregătit inimile și mințile și duhurile pentru participarea la această emisiune și care cred că a fost o emisiune care s-a vrut și cred că a și fost una de revelație cu totul specială în trupul lui Hristos din România. Vă mulțumesc încă o dată. Aceasta a fost o emisiune despre identitate în Hristos. Vă spunem la revedere pe o întâlnire viitoare de aici în studio Alfa Omega. Dumnezeu să vă binecuvânteze.